Bună ziua, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, onorată asistență. Astăzi va avea loc ședința Comisiei Doctorat din cadrul Academiei Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne. Cu ordinea de zi, susținerea publică a tezei de doctor în drept cu tema răspunderea penală pentru crearea sau conducerea unei organizații criminale, realizată de domnul doctorand Kazachkov Andrei. La specialitatea 554.01 drept penal și execuțional penal. Conducător de doctorat domnul Radion Cojocaru, doctor în drept, profesor universitar. Comisia de îndrumare, conform noi proceduri, Comisia de îndrumare la doctorat a tezei domnii Lari Iuri, doctor în drept, profesor universitar, Ursu Veceslav, doctor în drept, conferențiar universitar și Zosim Alexandru, doctor în drept, conferențiar universitar. Componența Comisiei de Doctorat, care va asculta relatările, va examina teza și va da apreciere lucrării prezentate de domnul doctorand Kazachkov, aprobată prin hotărâre Senatului Academiei Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova, din 25 noiembrie 2021, deci este în următoarea componență. Gladke Gheorghe, profesor universitar doctor habilitat, președinte al Comisiei Doctorat. Cojocaru Radion, profesor universitar, doctor, conducător de doctorat. Lari Iuri, profesor universitar, doctor, referent oficial al Comisiei Doctorat. Ulianovski Xenofon, profesor universitar, doctor habilitat, referent oficial al Comisiei Doctorat. Bujor Valeriu, profesor universitar, doctor, referent oficial al Comisiei Doctorat. Deci ca secretar al Comisiei de Doctorat este aprobat domnul Rusu Oleg, conferențiar universitar, doctor. Deci, vă anunț că astăzi toți membrii Comisiei de Doctorat sunt prezenți, deci cu următoarea specificare. Deci, 4 membri, deci inclusiv președintele, conducătorul doctorat, sunt aici, vă zic, fizic, în sala de conferințe a Academiei Ștefan cel Mare, și un membru, care el este și referent oficial, domnul profesor Bujor, vă zic că, deci, a
este prezent în regimul online. Deci această, v-ați gândit, decizia a fost luată, fiindcă situația s-a complicat brusc, pandemică, și respectiv, noastră cu toții cunoașteți că municipiul Chișinău și raionul Ialoveanu au fost introdus în codul roșu. De aceea vă zic că deci suntem nevoiți să acceptăm și intervenția online și cea fizică în măsura în care să respectăm măsurile de protecție împotriva acestei epidemii. Așa. Deci mai sunt și alte persoane, specialiști în domeniu, care vor interveni online, cunoscând zicem, acel site, da? Care se poate de intervenit, vă zic așa că să fiți gata, vă zic că cei din sală vă zic că o să vorbească și o să pună întrebările, vă zic, care consider că pot fi puse, dar și online, ori în afară de membru comisiei, domnul profesor Bujor. Deci, acestea fiind spuse, deci ofer cuvântul în continuare domnului secretar al comisiei, domnului Oleg Rusu, pentru a prezenta succint dosarul doctorandului. Poftim, domnul secretar. Mulțumesc, domnul președinte, stimați membri ai comisiei, stimați participanți la ședință. În adresa comisiei de doctorat a fost depus dosarul autorului tezei de doctorat, domnului Andrei Cărăcicov. În acest sens, urmează de menționat că dosarul conține toate actele necesare, conform anexei numărul 13 la regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea studiilor în cadrul școlii doctorale și instituționale și în drept public. Și, trecând așa o prezentare suficientă a dosarului, urmează de menționat că acesta conține cererea candidatului, rezumatul tezei de doctorat, extrasul din hotărârea Senatului prin care a fost aprobat tema tezei de doctorat și conducătorul de doctorat, fișa academică a doctorandului care conține numărul total al creditelor necesare studiului programului, lista lucrărilor științifice publicate la tema tezei de doctorat, raportul de similitudini în urma examinării tezei prin programul antiplagiat al ANACEC din 9 septembrie 2021 și la fel raportul de similitudini în urma examinării tezei prin programul antiplagiat al ANACEC din 6 decembrie 2021. La fel, dosarul conține rezoluția privind lipsa elementelor constitutive ale unui plagiat, avizul consultativ al catedrei de penal criminologie privind admiterea pentru susținerea publică a tezei de doctorat, acordul conducătorului de doctorat și al membrilor comisiei de îndrumare, lista organizațiilor și instituțiilor în adresa cărora a fost extediat rezumatul tezei de doctorat, confirmarea privind depunerea tezei în fondul Bibliotecii Naționale și a Bibliotecii Generale Tudor Proșca a Academiei Ștefan cel Mare, procesul verbal al ședinței preliminare Comisiei de Doctorat, curriculum vitae al candidatului, informația privind competențele profesionale ale membrilor Comisiei de susținere publică a tezei, copiile rapoartelor, referințelor oficiale, declarația semnată de candidat și de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei, precum și a respectării standardelor de calitate și de etică profesională. Și, nu în ultimul rând, copia actului de identitate a candidatului. Astfel, putem constata că procedura propriu-zisă de examinare a tezei poate fi generată. Vă mulțumesc, domnul secretar. Acum, dacă sunt întrebări la dosarul doctorandului, vă rog, în primul rând, membrii comisiei doctorat și dacă sunt și din partea celor prezenți. În afară, nu sunt. Așa. Acum, acord cuvântul domnului doctorand Cărăcicov Andrei pentru a prezenta teza. Mă refer la rezultate, concluzii, recomandări. Aveți pentru această prezentare, stimate
domnule doctorant, 30-40 de minute. Cât și prin prevederea posibilităților noi de asistență juridică internațională în materie penală prin echipele comune de investigații, semnarea acordurilor bi și multe laterale de cooperare internaționale, aderarea la cele mai importante instrumente juridice de talie mondială, precum este Convenția ONU-SEAMă împotriva criminalității transnaționale organizate. În condițiile existenței unui stat de drept este neconceput tolerarea faptelor care atentează la securitate publică, iar pe acest fundal, incriminarea lor corespunzătoare capătă o relevanță deosebită. Deci, în slide-ul următor avem tabloul infracțional general pentru ultima perioadă de timp din anul 2014 până în 2020 și se atestă o descreștere a numărului total al infracțiunilor care rezultate pe teritoriul Republicii Moldova. Următorul slide arată însă nivelul și dinamica infracțiunilor săvârșite de grupuri organizate pentru aceeași perioadă de timp. Datele statistice oficiale ne demonstrează o dinamică în creștere, mai ales pentru anul 2020, a infracțiunilor comise în grupuri organizate. Fapt 5 este o intervenție promptă, inclusiv pe terenul cercetărilor științifice care trebuie să fundamenteze eficacitatea măsurilor de prevenire aplicate de către organele de resort. Necesitatea studierii de punct de vedere al științei penale acestui tip de criminalitate este condiționată în mare parte și de tendințele de metamorfozare a acestui tip de criminalitate, care actualmente tinde spre politizare, disimulare, cibernetizare și internaționalizare. Pe lângă nihilismul juridic, lupta fictivă cu criminalitatea organizată, dificultatea investigațiilor, infracțiunilor comise în grupuri, un alt factor care justifică odată în plus necesitatea studierii juridico-penale a subiectului rezidă în anumite deficiențe pe care le prezintă însă și cadrul normativ penal național. Mai mult ca atât, infracțiunea de creare sau conducere a unei organizații criminale nu a fost apropiat cercetată nici din perspectiva științei dreptului penal cu deosebire de alte științe, criminalistică, criminologie, victimologie. Așadar, în doctrina penală autohtonă sunt întâlnite doar unele studii particulare de regulile fragmentate și limitate la anumite aspecte care țin mijlocit de preceptul incriminator prevăzut la articolul 204 cod penal. O contribuție remarcabilă la studierea fenomenului criminalității organizate cu diferite aspecte implicit sub aspect penal a fost adusă de către autorii din țară și din străinătate, care sunt atașați în următorul slide. Investigarea științifică a criminalității organizate de către autorii menționați a căpătat un caracter multilateral, domeniul prioritar al preocupărilor acestuia, constituindu-l însă aspectul criminologic, criminalistic, istoric, comparativ și altele. Este de notat că necesitatea unui asemenea studiu este resimțită din punct de vedere al practicii judiciare, mai ales pentru ofițerii de urmărire penală, pentru avocați, pentru procurori, judecători și alți figuranți ai procesului de înfăptuire sau de contribuire la înfăptuirea justiției, care le va fi utile preferile științifico-practice de încadrare juridică a infracțiunilor de care se conduce la organizații criminale. În special, asemenea, studiul ar constitui un sprijin util pentru activitatea structurilor specializate, cum este Republica Moldova, pe CECOPS-ul. Din considerentele expuse, se constată că fiind stringentă analiză științifică în cadrul unei tezei de doctor a infracțiunii de creare sau conducerea unei organizații criminale. Scopul de bază al tezei a constat în examinare teoretică practică multiaspectuală a infracțiunii de creare sau conducere a unei organizații criminale, în vederea rezolvării problemelor și dificultăților care apar la aplicarea articolului 204 cod penal,
precum și înaintarea unor recomandări de ordine științifico-practică pe efectarea cadrului normativ național și rigorile internaționale. Obiectivele trasate constau în cercetarea și aprecierea gradului de evoluție a doctrinii penale naționale și cele străine, cu privire la infracțiunea dată, analiza multilaterală a evoluției cadrului normativ incriminator al infracțiunii, elucidarea conceptului și a corelației între grupul criminal organizat și organizații criminale conform standardelor definitorii internaționale și aprecierea măsurii în care aceste standarde au fost implementate pe plan național, realizarea unui studiu de drept penal comparat a legislațiilor penale ale altor state, inclusiv acelor ce fac parte din familiile de drept diferite, raport cu infracțiunile similare cele prevăzute la articolul 224 Codul Penal, elucidarea și examinarea teoretică practică a semnelor obiective și subiectivele infracțiunii, evaluarea cerințelor de calitate a normei situației 224 Codul Penal și determinarea măsurii în care norma incriminatorie internă corespunde acestor cerințe, rezolvarea practică a problemelor cu care se confruntă organele de drept la stabilirea răspunderii pentru crearea sau conducerea unei organizații criminale, stabilirea semnelor delimitative dintre faptele de crearea sau conducerea organizației criminale de alte infracțiuni omogene și multe altele. Studiul a pornit de la următoarea ipoteză a cercetării, de la următoarele ipoteze ale cercetării, că perfecționarea noțiunilor legale utilizate la stabilirea răspunderii penale pentru crearea sau conducerea unei organizații criminale va facilita activitatea organelor de drept la calificarea faptelor infracționalizate. Acordarea normei incriminatorii din articolul 224 Codul Penal la standardele internaționale va doza gradul de eficacitate a prevenirii fenomenului prin prisma cooperării internaționale și va contribui esențial la armonizarea legislației penale Republicii Moldova cu actele normative ale Uniunii Europene existente în materie. Instituirea răspunderii penale pentru aderarea sau participarea la un grup criminal organizat sau o organizație criminală va eficientiza efectul preventiv al legii penale. Metodologia cercetării științifice pentru atingerea scopului și obiectivelor au fost utilizat materialul normativ, convenții, acorduri, directivele Uniunii Europene, coduri, legi, hotărâri, decrete și materialul doctrinar, tratate, manuale, monografii, teze, doctorat, ghiduri, materialele conferințelor științifico-practice, reviste, articole științifice, baze de date electronice, de zonă de perfecțiunea nominalizată. În baza anchetei au fost utilizate mai multe metode generale și speciale de studiu, dintre care fac parte metoda istorico-juridică, metoda logică, metoda comparativă, metoda sistemică, metoda interpretării literare, metoda statistică, metoda prospectivă de studiu, metoda teleologică, sondată. Baza empirică a studiului se temeiază pe sentințele, deciziile, hotărârile judecătorești concrete ale instanțelor de judecată, curselor de apel și a Curților Supreme de Justiție din trei state, a Republicii Moldova, România și Federația Rusă. În același context, studiul practică prin jurisprudența plenului a Curților Supreme de Justiție a Republicii Moldova, Federația Rusă și a Republicii Belarus, exprimată cadrul unor hotărâri explicative călăuzitoare a calității practice a organelor de drept. Noutatea științifică, acest studiu reprezintă o cercetare complexă a problemelor teoretico-practice, la moment și de perspectivă, privind infracțiunea de care sau conducerea unei organizații criminale. Elementele inovative ale studiului se desprind din tezele fundamentale ale lucrării și au următoarea formă. Au fost constatate în mod elocvent discrepanța dintre noțiunile de grup criminal organizat și organizație criminală prevăzută în legislația penală națională de cea de grup infracțional organizat statuată în textul Convenției de la Palermo și de noțiunea organizației criminale prevăzută în decizia cadrului Consiliului Uniunii Europene privind lupta împotriva crimei organizate și acțiunea comună privind incriminarea participării la organizații criminale în statele membre ale Uniunii Europene. În acest context a fost formulată și înaintate definiție de grup criminal organizat, organizație criminală în lumina standardelor internaționale. Drept urmare, analizei comparative efectuate asupra legislațiilor penale de altor state s-au justificat inoportunitatea reunirii în cadrul acelui articol, adică 224 Codul Penal, a două infracțiuni distinctive, precum și deficiențele normativ-aplicative ce rezultă din această întâlnire improprie. A fost supuse evaluării semnele obiective și subiective ale creierii sau conducerii unei organizații criminale și îmi corespund în concordanță cu principiul legalității incriminării și cu standardele desprinse din jurisprudența CER. S-a argumentat oportunitatea modificării și transpunerii prevederilor articolului 224 alineat 2 Codul Penal un nou articol cu ajustările de rigoare, în acest sens, cu acordarea prevederilor la Codul Penal cele ale legilor speciale din Republica Moldova, legea privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, legea cu privire la prevenirea și combaterea terorismului, cu creloarea totodată celor mai bune practici din legislațiile penale de altor state.
Au fost scoase în evidență lacunele normei penale de creare sau conducere a unei organizații criminale și punctele vulnerabile aceste norme penale în aplicarea practică. S-a concretizat oportunitatea unificării terminologiei utilizate inclusiv în cadrul articolului 284 Codul Penal prin subscriere de semnelor de creare, organizare, înființare și alte subscriere. S-a demonstrat atribuirea componenței de infracțiune a creierii sau conducerea unei organizații criminale la categoria celor formal reduse. S-a argumentat că latura subiectivă a infracțiunii prevăzută de la articolul 284 Codul Penal se exprimă prin vânăție sub forma intenției directe. Scopul este însemnul obligatoriu, cu prevedere implicită la, în cazul alineatului 1, articolul 284, cu prevedere explicită în cazul alineatului 2, articolului 284 Codul Penal. Au fost relevate semnele care permite evitarea infracțiunii de care se conducerea unei organizații criminale de alte infracțiuni înrobite și au fost prezentate diferențele dintre noțiunile de grup de 200 de persoane, grup criminal organizat, grup terorist, organizație criminală, organizație teroristă, bandă armată, formațiuni paramilitare, ilegală. S-a propus implementarea în hotărârile plenului Curții Supreme de Justiție din Republica Moldova unor reguli practice de calificare a săvârșirii infracțiunilor din componența grupurilor criminale organizate și a organizațiilor criminale. Noutatea științifică a tezei rezidă de asemenea în formularea și propunerea justificată unui spectru larg de recomandări de lege ferenda infracțiunii și a conceptelor definitorii, și anume modificarea articolului 46 Codul Penal, reconceptualizarea articolului 47 Codul Penal, perfectarea și completarea textului preceptului incriminator de la articolul 284 Codul Penal, modificarea și transpunerea prevederilor de la alineatul 2 articolul 284 Codul Penal la un nou articol. Problema științifică soluționată constă în elaborarea unui cadru conceptual original ce va permite interpretarea uniformă de către interpreții oficiale a semnelor obiective și subiective ale infracțiunii criminale la articolul 284 Codul Penal, în strictă consonanță cu principiul legalității. Racordarea modelului de incriminare a infracțiunii de creare sau conducere a unei organizații criminale la standardele internaționale și regionale existente în materie. Identificarea imperfecțiunilor admise la formularea articolului 284 Codul Penal și obținerea unor propuneri de lege ferendă de remaniere a acestora. Importanța teoretică a studiului constă în faptul că lucrarea prezintă un studiu bine sistematizat și documentat oferind soluții teoretico-practice de calificare juridică a infracțiunii. Totodată, teza scoate în evidență unele probleme curente și de perspectivă care pot apărea în practică de aplicare a legii penale, dar și a căilor de soluționare adecvate a acestora. În acest punct de analiză, în afară discursurile doctrinare notorii au fost studiate mici culos și prevederile legislației naționale, a actelor juridice internaționale, ale legislațiilor penale ale statelor din toate sistemele de drept cunoscute. Valoarea aplicativă a lucrării constă în oferirea unei compilații a materialului doctrinar în timp înțelegerii normei penale cercetate, precum și formularea recomandărilor practice de soluționare a unor situații incerte, întâlnite în jurisprudența națională. A fost prezentată o interpretare elocventă a elementelor și semnelor componenței infracțiunii, fapt ce va facilita activitatea organelor de ocrutire a normelor de drept, aplicarea normei penale de referință. Concluziile, soluțiile, înaintari și propunerile prezentului studiu pot fi utilizate în procesul de instruire a studenților, a audienților, cursurilor de formare inițială și continuă, precum și a practicienilor implicați în reducet în procesul de prevenire și combaterea infracționalității organizate. Aprobarea rezultatelor. Rezultatele investigației au fost puse în discuție în cadrul mai multor întruniri științifice, inclusiv Italia internațională. Totodată, conceptele de bază ale studiilor au fost prezentate în variate reviste științifice de profil, analize științifice Academiei și, prin cel mare, revista Institutul Național al Justiției, revista Legea și Viața, revista Națională de Drept, Collection of Scientific Articles of International Scientific and Practical Conference European Research, Innovation in Science, Education and Technology, Subordinate Notion for Doc, Actualne Vopros, Prava, Obrazovanie, Psihologie și multe altele. Dacă să ne referim la structura tezii, a fost concordat cu scopul și obiectivele trasate, fiind compusă din adnotări, lista abreviațiilor, introducere, 5 capitole împărțiți în 16 paragrafe, concluzii generale și recomandări, bibliografie, anexe și curriculum vitae ale autorului. Introducerea a inclus următoarele compartimente, actualitatea și importanța temei abordate, scopul și obiectivele tezii, ipoteza, cercetările de metodologie, cercetările științifice, bază empirică, noutatea științifică, rezultatele obținute, problemă științifică actuală care a fost soluționată, importanța teoretică și valoarea aplicativă a studiului, aprobarea rezultatelor și rezumatul compartimentelor tezii. Capitolul 1 a fost consacrat cercetării celor mai relevante materiale științifice, publicate la tema tezii de doctor în Republica Moldova, dar și în străinătate, realizându-se astfel în incursiuni în cele mai sensibile domenii, istoric, criminologic, sociologic, juridico-penal, metodico-investigativ și statistic.
Capitolul 2 se dedică studiului diacronic. Diacronic, al cadrului normativ incriminator al infracțiunii de creare sau conducerea unei organizații criminale. Sunt spuse unei analize circumstanțiate noțiunile de grup criminal organizat și organizație criminală. Sunt reliefate trăsăturile definitorii ale acestor forme de participație penală complexă. Sunt trasate unele particularități în raport cu alte forme de grupare organizată persoanelor scopuri infracționale. Capitolul 3. Se prezintă o analiză asupra formelor infracționale sancționate penal, similare după esența infracțiunii prevăzute în legislația autohtonă, la articolul 224 cod penal, din perspectiva marilor sisteme de drept romano-germanic, anglo-saxon, a sistemelor de drept religioase și tradiționale. Capitolul 4 cuprinde o investigare complexă a semnelor constitutive ale infracțiunii, cu prezentarea speciilor relevante din practica judiciară națională și extranațională, cu prezentarea regulilor de calificare specifice fiecare element al componenței de infracțiune. Capitolul 5. Prin acest capitol s-a efectuat un studiu delimitativ dintre norma penală stipulată la articolul 224 cod penal de alte infracțiuni asemănătoare, prevăzute la articolele 141, 242, 203, 205, 206, 140 cod penal. De asemenea, capitolul cuprinde un compartiment dedicat regimului punitiv al infracțiunii, privit prin prisma practicilor altor state ale lumii și standardelor internaționale. Evident că sunt mai multe anexe relevante studiului efectuat. Concluziile. Dintre cele mai relevante concluzii, cu caracter general, menționăm următoarele. Cercetarea materialelor publicate la tema tezei de doctorat atestă lipsa unor preocupări constante și predilecte în investigarea problemelor răspunderii penale pentru infracțiunea de creare și conducerea unei organizații criminale, precum și altor formațiuni criminale de tip organizat. Retrospectiva istorică denotă că formele de organizare complexă ale participației penale reprezintă creații relativ recente, primii pași puși pe acest rând fiind făcuți abia în secolul XIX-lea, iar până în această perioadă simpla asociere dintre persoane scopuri criminale nu era acceptată condamnată distincte, ci era calificată ca o formă agravată a infracțiunii concrete săvârșite de membrii entității criminale respective. În rezultatul cercetării conceptului de grup criminal organizat prevăzut de codul penal autohton și cel de grup infracțional organizat prevăzut de Convenția Munseană, s-a constatat că cea de-a doua noțiune are o sferă mai restrânsă de aplicare decât prima noțiune. Totuși, pledăm pentru cel de-al doilea concept, păstrarea denumirii actuale, prevăzut la articolul 46 cod penal, deoarece în această noțiune prevăzută de articolul de Convenția ONU atribuie legii penale un caracter de previzibilitate cu un dispozitor standardelor CEDO, iar organelor de drept specializate le oferă criterii suplimentare fixe de delimitare a grupului criminal organizat de alte entități criminale. Studiul comparativ a permis deducerea unor date statistice. În 73,91% dintre legislațiile penale studiate este prevăzută răspunderea penală distinctă pentru infracțiunea de creare sau conducerea unei organizații criminale propriu zise față de infracțiunea de creare sau conducerea unui grup terorist sau unei organizații teroriste. În același timp, tendința de criminalizare a activității de participare sau asociere la un grup organizației criminală este de 86,95%. Clauzele de impunitate pentru faptele conexe grupurilor organizațiilor criminale, teroriste sub formă de modalități speciale de eliberare de răspundere sau de pedeapsă penală, sunt reținute aproape în toate statele Europei și Peninsulei Arabe. Componența infracțiunii descrisă la articolul 224 cod penal este una trunchiată, încât modalitățile normative constau în esență în săvârșirea unei pregătiri de infracțiuni, care în acest caz preiau forma de infracțiune consumată. Infracțiunea nu indică modalitățile de la alineatul 2, articolul 224 cod penal, nu indică modalitățile normative de creare sau conducere a unei organizații criminale sau unui grup criminal organizat, fapt ce condiționează interpretarea confuză a prevederilor acestora în raport cu alineatul 1, în același articol. Nici denumirea articolului 224 cod penal în redacția actuală nu reflectă corespunzător esența normei penale de alineatul 2, fiind omisă referirea la forma de participație grupul criminal organizat. Latura subiectivă a infracțiunilor prevăzute la articolul 224 cod penal se exprimă prin vinovăție sub formă intenției directe, iar scopul este un semn obligatoriu, cu prevedere implicit în cazul alineatului 3 și prevedere explicit în cazul alineatului 2. În pofida articolului 5 al Convenției de la Palermo, activitatea de creare sau conducerea unui grup infracțional organizat nu este incriminată ca infracțiune distinctă în legislația națională, decât dacă aceasta este constituită în scopul comiterii unei sau mai multor infracțiuni cu caracter terorist. În același timp, se atestă omiterea incriminării activității de aderare și contribuirea la activitatea unei organizații criminale sau grup criminal. Delimitarea infracțiunilor prevăzute la articolul 224 cod penal de alte infracțiuni omogene poate fi efectuată atât prin prisma semnelor constitutive ale componenților de infracțiuni, dar și prin prisma trăsăturilor distinctive ale formelor de participație penală, bandă armată, formațiune paramilitară ilegală
grup criminal, grup criminal organizat, organizații criminale. Sancțiunea actuală a normei penale de la articolul 224 cod penal este conformă principiilor dreptului penal, a practicilor altor state și standardelor internaționale în materie. Sancțiunea penală în cazul formelor complexe de organizare a activității criminale se instituie gradat în funcție de formă participației penale, începând cu grup criminal organizat, continuând cu grup terorist, organizație asociație criminală, organizație asociație teroristă și activitatea infracțională admisă în raport cu acestea, începând de la aderare, continuând cu participare, creare, conducere, organizare. În baza concluziilor formulate au fost enunțate următoarele propuneri de lege ferendă. Prima a fost modificarea articolului 46 și articolul 47 în acord cu prevederile unor instrumentelor juridice internaționale cu adoptarea la contextul național după cum urmează. Articolul 46 se propune să aibă următoarea formă. Grupul criminal organizat este un grup structurat, atât dintre ei multe persoane care există o anumită perioadă de timp și acționează în mod coordonat în scopul sfârșirii unei ori mai multor infracțiuni. Conform propunerii noastre, articolul 47 cod penal va avea următoarea redacție. Alineatul 1. Se consideră organizația asociației criminalului uniunii de grupuri criminale organizate într-o comunitate stabilă, a care activitate se întemeiază pe diviziune între membrii organizației și structurile de a funcțiilor de administrare, asigurare și executare a intențiilor criminale ale organizației, în scopul obținerii directuri indirecte de avantaje financiare sau de alte avantaje materiale și realizării de interese economice, financiare sau politice. Infracțiunea se consideră sfârșită de o organizație criminală dacă a fost comisă de un membru al acestui interesul ei sau de o persoană care nu este membru organizației respective la însărcinarea acesteia. Alineatul 3, organizatorul și conducătorul organizației criminale poate răspunde pentru toate infracțiunile sfârșite de această organizație, membrul organizației criminale poate răspunde penală numai pentru infracțiunile de a cărui pregătire sau săvârșire a participat. Propunem reformularea denumirii articolului 284 în următoarea redacție, constituirea unui grup criminal organizat sau unei organizații criminale. Următoarea propunere este modificarea și suplinirea dispoziției articolului 204 cod penal prin următoarea formulare a acestuia. Alineatul 1 va avea următoarea formulă. Constituirea sau conducerea unei organizații criminale, adică întemeierea unei strategii de organizații și organizarea activității ei, fie căutarea și angajarea de membri în organizație criminală, fie ținerea de adunări ale membrilor ei, fie crearea de fonduri bănești și de altă natură pentru susținerea lor financiară și activității criminale a organizației, fie înzestrarea organizației criminale cu arme și instrumente pentru săvârșire de infracțiuni, fie organizarea culegerii de informații despre potențialele victime și despre activitatea organelor de drept, fie coordonarea planurilor și acțiunilor criminale cu alte organizații și grupuri criminale, sau infractoria parte din țară și străinătate, fie asigurarea logistică sau acordarea serviciilor de orice natură, se pedepsește cu un pistoare de 8 la 15 ani. Alineatul 1 cu nici 1 îl propunem în următoarea redacție. Constituirea sau conducerea unui grup criminal organizat prin modalitățile stipulate la articolul 224 de la 1 se pedepsească cu un pistoare de la 3 la 7 ani. Alineatul 1 cu insigna 2 va avea următoarea formulă. Aderarea la organizație criminală sau grup criminal organizat, precum și participarea sub orice formă la activitatea acestora, se pedepsește cu un pistoare de la 1 la 5 ani. Modalitatea de liberare de răspundere penală propunem la alineatul 3 să fie amplasată cu următorul text legislativ. Membrul organizației criminale sau grupului criminal organizat poate fi liberat de răspundere penală în cazul în care a încetat benevol participarea la activitatea organizației criminale sau grupului infracțional organizat, a declarat benevol despre existența acestora și a ajutat la descoperirea infracțiunilor săvârșite de ele, ori contribuit la demascarea organizatorilor, a conducătorilor sau a membrilor organizației sau grupului respectiv, dacă acțiunile sale nu conțin semnele altei infracțiuni. Luând act de propunerea anterioară privind incriminarea activității de constituire sau conducere anume a unui grup criminal organizat, propunem abrogarea articolului 283 cod penal care privește infracțiunea de banditism. De asemenea, propunem de a incrimina distinctiv infracțiunea de constituire a unui grup terorist sau a unei organizații teroriste, care va fi amplasată la articolul 284 cu insigna 1, cu următorul text legislativ propus de noi. Constituirea sau conducerea unui grup terorist sau unei organizații teroriste prin modalitățile stipulate la articolul 284 alineatul 1 se pedepsește cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detențiune de viață. Alineatul 2. Aderarea la un grup terorist sau unei organizații teroriste ori participare activă la activitatea unui astfel de grup sau organizație se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Și la alineatul 3 va fi o modalitate de liberare de răspundere penală identică celei prevăzute la articolul 284 alineatul 3. În final,
propunem completarea textului hotărârilor plenare, și anume hotărârea plenului Curții Supreme de Justiție despre șantaj, hotărârea plenului Curții Supreme de Justiție despre sutragerea bunurilor și cea despre traficul de ființe umane, următorul text. Persoana care nu este membru al unui grup criminal organizat sau organizație criminală, dar care a participat la săvârșirea oricărei infracțiuni în componența acestora, știm că acționează pe unul dintre responsabile de săvârșirea unei infracțiuni de către un grup criminal organizat sau organizație criminală. Ceeași prevedere o găsim în hotărârile explicative ale Federației Ruse și a Republicii Belarus. Și totodată propunem excluderea din punctul 6.5 din hotărârea plenului Curții Supreme de Justiție cu privire la practica aplicării legislației în cazul de disputare cu deținții umani și traficul de copii a prevederii de la anunțul 2 din teza 1, iar și se oferă o noțiune conform Convenției ONU-SEANE, care la moment nu este aplicată pe teritoriul Republicii Moldova. Vă mulțumesc pentru atenție. Urmează etapa întrebărilor, dacă vor fi întrebări, sunt. Stimați membri ai Comisiei de Doctorat, vă rog să da și practica și de sală, ce întrebări aveți la acel discurs care a fost prezentat de domnul Băcean? Poftim, domnul Băcean. Da, vă mulțumesc. Iată, dumneavoastră, în capitolul 4, analizați, faceți analiza juridică penală a infracțiunii de creare sau conducere a unei organizații criminale, așa? Și în subpunctele 4.1 și 4.2, deci analizați semnele obiective și semnele subiective ale acestei infracțiuni. În doctrina penală a Republicii Moldova este mai nimic reconstruit structura componenței infracțiune. Sunt elemente, 4 elemente, 2 obiective și 2 subiective și fiecare element are semne principale și semne secundare. Ce va determina cu dumneavoastră să indicați la punctul 4.1 și 4.2? Nu elementele obiective, dar semnele obiective. Și atunci dacă indicați semnele obiective, iar la 4.2 semnele subiective, atunci care sunt semnele semnelor primești, principale și secundare? Cunoașteți, doar. Fiecare element constă din semne principale și semne secundare. M-a interesat atât când am... Ce v-a determinat? Deci ați indicat semne și nu elemente. Mulțumesc mult pentru această întrebare. Într-adevăr, tema dată în sfatul conducătorul științific foarte detaliat. Sunt de acord totalmente cu dumneavoastră că se divizează în elemente și semnele și în sfârșit doctrina penală. M-a determinat anume să folosesc semnele și nu elemente din constituentul în care, dacă mă știu articolul 20 cod penal, unde se descrie gradul prejudiciatului, folosește noțiunea de semne ale componenței de infracțiune. Respectiv, dacă codul penal, care unica lege penală a Republicii Moldova, folosește noțiunea de semne ale infracțiunii, ale componenței de infracțiune, ar fi oportun și ne-am gândit noi să folosim anume această sintagmă de semne obiective și subiective ale infracțiunii și nu elementele obiective și subiective ale infracțiunii. Și atunci aceste semne, din ce constau ele? Sunt semne cu... E monosem. Semne mai și semne, principale și secundare. Nu se primește tautologie. Eu am înțeles. Dacă dumneavoastră făceați o introducere la acest capitol și indicat, voi folosi semne și nu elemente, atunci întrebări la părea, pentru că e teză de doctor și doctorandul are dreptul să-și spună orice dorește. Și orice consideră, nu mai să fie argumentat. De aceea și-a apărut întrebat. Vă mulțumesc. Nu. Mai ales. Bună ziua tuturor! Am așa o întrebare. Iată, dumneavoastră, salute! Salute foarte bine! Dumneavoastră, ați făcut niște sondaje. Și niciun respondent din participanții la sondaj nu au atestat careva dificultăți majore cu care s-au întâlnit în activitatea practică, la aplicarea articolului respectiv. Și nu au avut propuneri pentru ameliorarea cadrului normativ existent privire la aceste norme. Pare întrebarea, deja dumneavoastră ați făcut și ați realizat și studiul. Ce dificultăți dumneavoastră din practica judiciară le-ați atestat?
în urma acestui studiu, iată, cu referire la aplicarea articolului 224. Mulțumesc, profesor, pentru care am înțeles-o. Voi răspunde treptat că sunt mai multe răspunsuri la această întrebare. Primul răspuns meu va consta în aceea că practicienii, într-adevăr, nu s-au ciocnit chiar în deplinătate cu toate problemele articolului 284. Dacă au avut în practică unul sau două dosare, nu rezultă că au avut din acest dosar anumite dificultăți în aplicare, de aceea poate, probabil, cum s-a expus evident, că vă expun o opinie subiectivă. Rubrica corespunzătoare a fost suplinită de către unii practicieni, mai ales în ceea ce privește Procuratura Specializată pe CICOX, care zi la zi aplică acest articol în practică și într-adevăr știu care sunt problemele. Și evident că care sunt mai puțin informați, de exemplu, oficierii de investigații din cadrul Direcțiilor de combatere a crimei organizate, evident că aspectul juridic îl abordează mai puțin. Deci, pe noi, însăși, sondajul ne-am interesat aspectul juridico-penal al problemelor și nu alte aspecte a criminalității organizate. De asemenea, din perspectiva practicienilor, s-a atestă unele dificultăți în aplicarea articolului 284. După cum transmit mesajul practicienilor, a constat în aplicarea noțiunilor de grup criminal organizat, organizații criminale la fiecare caz în parte. Și a doua dificultate care mi-a expus-o un rang înalt din cadrul PCCOPS-ului a fost că este uneori complicat să califice, să nu procedeze la dubla calificare, adică conform articolul 204, conform componenții agravate de infracțiuni de la articolul corespunzător. Adică dacă un articol conține o circunstanță agravantă comis de un grup criminal organizat, organizație criminală sau promovarea acestora, este greu și de obicei unii angajați din teren aplică ambele articole. Și circunstanța agravantă și articolul 204. Asta este ce am atestat din practică. Problemele cu care eu m-am încercat în practica mea, nu pot spune, am avut doar unul sau două dosare cu implicația grupurilor criminale organizate. Evident, am studiat multe dosare ce țin de organizații criminale, dar aceasta a ținut mai mult de sesizarea unor probleme teoriei și ce practic toate problemele le-am expus și le-am analizat în cadrul tezei și, iarăși, problemele teoretice sunt, începând cu noțiunea, când sunt unele nuanțe și trăsături ale noțiunii care nu sunt clare și practicienii încep la descrierea fabulei, așa zise, să procedeze la trei foi de descris, doar ce le spune un grup criminal organizat că noțiunea legislativă este oferită, ei încep să facă o descriere criminologică, criminalistică a noțiunii, când este suficient într-un rechizitoriu sau într-o ordonanță de punere sub învinuire, doar noțiunea și semnele indicate în legea penală. Alte probleme au constat în aceea că nu este practic inaplicabilă modalitatea de eliberare de răspundere penală. Actualmente este la alineatul 5, articolul 47, cod penal. Practic nu este atestat niciun caz de aplicare în practică acestea, ce sunt de membri organizației criminale. Și deja problemele teoretice care le-am depistat, eu ele mai degrabă țin de perspectivă, dar ele tot trebuie soluționate. Acestea sunt discrepanțele dintre alineatul 1 și 2, discrepanțele dintre articolul 284 cu legile speciale ale Republicii Moldova, care folosesc noțiuni de organizații, teroriste organizații, extremiste, care ar trebui tot de raportat. Și iarăși problemele ce țin de legislația penală a Republicii Moldova, care nu prevede aderarea, participarea la organizații criminale, nu prevede sancționarea distinctivă de la comiterea unei infracțiuni a creierii sau conducerii unui grupuri criminale organizate. Adică doar dacă se comite o infracțiune în cadrul grupului criminal organizat, atunci este o autoritate penalmente condamnabilă. Dacă este pur și simplu creat un grup, grup criminal organizat, nu este o sancțiune pentru această activitate. Cam acestea sunt. Mulțumesc. Atât, da? Mulțumesc. Am și eu. Mulțumesc. Deci, în literatura juridică, deci, interesează-mă că eu la drept penal, și legislația penală, de multe ori nu se face distinție dintre organizații și asociații criminale. În multe surse bibliografice, în deosebire în domeniul criminologiei, există specialiști în domeniul fac o distinție. Deci, dumneavoastră, cum considerați? Sunt totuși structuri criminale asociate, adică, în principiu, au același sens. Aceleași particularități sau totuși diferite. Întrebarea este clară, mulțumesc mult.
Într-adevăr, practic, în legislație penală a altor state, doar Republica Ucraina operează cu distinția dintre organizații și asociații criminale comisite la nivel legislativ, alte state doar la nivel doctrinal fac o diferență, până la aceea că se distinge organizații criminale de asociații criminale și de sindicatul criminal. Adică perspectiva dreptului penal autohton, doctrinii și a legislației penale și părerea mea proprie este că totuși organizații și asociații criminale sunt structuri identice. Am două întrebări. Și este prima întrebare. Domnul procuror, pentru că pagina 63 de teza de procurat, eu mă cheamă vă cunoscute să facă o poziție a dumneavoastră. Nu ați faci cânte la articul 43, mă duc la un cuvânt cu ea. Deci, în textul acestui articol sunt stabilit de fapt mări după situație. Deci, în continuare, spuneți că legea penală, având în vedere partea specială, în codul penal, deci se scoate în evidență și au alte forme. Adică să legem așa, că partea generală sau alimentările generale, văd că nu, într-o totul, satisfac conținutul părții speciale. Adică ar fi forme, cam înțeles eu, ar fi forme de participație, care nu sunt prevăzute în articolul 43 generală, dar le găsim în partea specială. Nu ați înțeles, mi-a chestii ce vorbiți. Adică v-ați faci credin și omul în legi speciale, le-am auzit și acum, că vine la teroriști, că la prevenire cu oameni lobiești, organizațiile extremiști, ca să vorbim, că nu ați înțeles. Iată, vă spun întrebarea voastră, care există, deci, într-adevăr, concluzia noastră este că există o discrepanță privind formele de participație, cu partea generală autobucă, partea specială. Asta, și care e soluția, dacă așa? Care e soluția? Să ascult, întrebarea este clară. Răspunsul meu, că într-adevăr sunt discrepanțe dintre partea specială și generală la aspectul noțiunilor uzitate. De exemplu, se folosește la activitatea penitenciarilor articolul 225 cod penal, așa o noțiune de grup criminal. Partea generală prevede noțiunea de grup criminal organizat, adică din trei lexeme, pe când este din două lexeme formulat articolul 225 cod penal. Și de data apare în practic problema dacă grup criminal este identic cu grup criminal organizat. Respectiv, majoritatea practicienilor nu au decât și raportează grupul criminal la grupul criminal organizat, prin prisma articolului 46 cod penal, însă, din punct de vedere al tehnicii legislative, este incorrect să tratez subiectiv unele noțiuni, dar noțiunea este folosită într-o parte a unui act legislativ care ar trebui să se bucure prin unificare. Grupul criminal organizat ar trebui să fie folosit în tot prinsul legii. Evident că astfel de, nu pot să-i spun că sunt lacune directe, însă în practică doar aceasta și constituie pâinea avocatului, așa numită, când se justifică că nu există componență de infracțiune, doar deoarece nu se prevede în partea generală o anumită noțiune. Și punctul meu de vedere că, într-adevăr, ar trebui pe de o parte unificată legislația sub acest aspect, iar pe de altă parte, dacă se dă noțiuni la unele forme de participație complexă, atunci ar trebui să fie prevăzute și noțiunile la alte forme de participație complexă. Nu spun că ar trebui toate să fie incluse în partea generală, pot fi incluse fie într-un legi speciale, cum sunt numeat că ați numerizat legea privire la prevenirea activității extremiste sau prevenirea combaterea terorismului, dar ar putea fi elocvent explicate și în cuprinsul hotărârilor plenului Curții Supreme de Justiție, practica tuturor statelor CSG, care explică printr-o hotărâre plenară explicativă esența unii sau altei noțiuni. Sper că am răspuns la întrebarea mea. Am înțeles că să mai cugetați asupra acestui Da, eu cred că ar trebui încă mai cugetat și pe viitor chiar... Mai ales că în acest moment jos să vă amintesc că dumneavoastră aveți un articol în revista Procuraturii. Da. Să i-am dat în listă publicoasă dumneavoastră. Dar dumneavoastră l-ați încitoat la un felul următor. Unitatea paramilitară ilegală ca formă de manifestare a criminalității organizate. Dacă poate eu, dacă greșesc, spun. De acord. Deci, cu altul din dumneavoastră, ar vrea să recunoască că această formă de organizare, ea este, de fapt, o formă de organizare a criminalității organizate. Eu sunt doar două. Înțeles. A doua întrebare, ca să fie. Aici a fost organizația criminală. Organizația criminală a fost o întrebare foarte bună. Dar eu, iată, v-aș trece vreau să vă spun. Vă spun. Nu
s-a părut că dumneavoastră vă că ați, deci, ați definit, deci definiția propusă dumneavoastră, ați definit organizația criminală, deci doar ca reuniune de grupuri criminale organizate, organizate, de grupuri criminale, doar ca reuniune. Și atât, pare că profesorul Olari vă trase atenția că, dar nu, doar ca reuniune, asta de fapt e cea mai, un fel de mega organizație criminală, când e vorba de reuniune. Dar în asta așa, lăsând, de fapt, același text din codul penal în vigoare. Dar uitați-vă, dumneavoastră faci trimite, deci până la vorbim spune, pe acest lucru faci trimite la două acte importante a Uniunii Europene, acțiunea comună, da? Și nu o să fie la urmă, că deci colegii mei noștri lucrurile astea, și decizia cauză, a Consiliului Uniunii Europene, pe acest documente, unde spuneți așa, dumneavoastră, spuneți așa, că grupul structurat ca să fie o organizație comunală, deci ieșim din definiție care se propune să fie, este săvârșirea unui infracțiuni de anumită gravitate, pentru obținerea dreptului drept a unui avantaj în acest sau de altă natură materială. Știu noi asta, tot chestia. Iată aici, dar poate avem organizația criminală, nu doar sub formă de reuniune a mai multor grupuri stabilite, deci organizate acte criminale, dar și ca un grup, ca o grupare, deci structurată, așa cum scrie în actul Uniunii Europene, structurată și care deci anume specializată în săvârșirea infracțiunilor grave, la noi ar fi și deosebit și excepțional, și respectiv având acest avantaj financiar sau alt tip de avantaj de natură materială. Poate așa? Pentru că avem organizații criminale și dumneavoastră o desemnați dacă o mega organizație, adică reuniune de grupuri infracționale sau criminale organizate. Am înțeles întrebarea dumneavoastră, e complicată întrebarea. Până la urmă, cum am răspuns și la întrebarea domnului Lare, ca, de exemplu, structurile ca sindicat criminal întrunesc reuniuni de organizații criminale, adică două sau mai multe organizații criminale este constituie deja un sindicat criminal pe formă legislației criminale a Ucrainei, așa și noi în Republica Moldova, dacă este un grup structurat, chiar dacă se profilează de comiterea unor infracțiuni de subiect excepțional de grave, atunci ar trebui să fie raportația la noțiunea de grup criminal organizat până la urmă și doar reuniunea acestor grupuri să primeze o organizație criminală. Aici nu vreau să spui, doar că se întrebă. Dar uitați, dumneavoastră când dați definiția de grup criminal organizat, spuneți că este un structurat și foarte bine. Bravo dumneavoastră. Dar vă să vă duți de actul internațional. Foarte bine. Dar chestia că, puteți că nu ar simplu spuneți că, uitați că ele diferă între ele, că acolo eu n-am detectat și dumneavoastră așa-și face. Nu stabiliți gravitatea, hai să spun la mine, gravitatea, aici ar trebui să vă știu. Dar iată aici, la canivorul de organizație, aici am mai decât, eu să fiu atent. Aici e vorba de infracțiuni, de grave și mai sens. Înțeles. Vă rog ce văd dacă vă ajută în loc. Nu sunt întrebări? Atunci, vă rog, să răspundă pe nasul.
Mulțumesc mult, domnul Lari. Întrebarea am auzit-o. Vă auzit că sunteți de parte. Eu nu sunt specialist în metodica cercetării infracțiunilor, dar voi vă spune părerea mea subiectivă și cred că să vedeți e practica judiciară a statelor europene pentru agenții sub acoperire să fie exonerați de răspundere penală pentru infracțiuni minore. De exemplu, dacă în cadrul unui grup criminal organizat, organizații criminale, sunt impuși să facă un mic furt, atunci, într-adevăr, statul să permită să închidă ochii, așa să-i spunem în ghilimele, la acest comportament ilegal, datorită faptului că este un risc întemeiat și ar fi o cauză care exonerează de răspundere penală, însă la săvârșirea infracțiunilor grave, da, dacă participe un agent cu acoperire la o infracțiune se răspunde de omor, atunci nici într-un caz nu se poate de ierta și ar trebui să fie sancționat penal. Părerea mea, iarăși, pur subiectiv, din măsirea că nu sunt specialist în metodică investigării acestor tip de infracțiuni. Vă mulțumim. Dacă mai sunt întrebări de sală, vă rog. Nu sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, atunci vă rog să vă lasă. Mulțumesc mult. Vă rog să vă lasă. Deci, în continuare, a fost cuvântul domnului secretar și astfel a dat firii acelor obiecții și chestii de exprimate în cadrul ședinței de evaluare preliminară a tezei. Da, se vă rog conștiință acele sugestii, sugestii, cuprinse în acest act, în acest proces de acolo. De evaluare. Spații membrii comisiei de doctorat, stimați participanți la ședință. Ședința de evaluare prealabilă a tezei a avut loc la data de 21 septembrie 2021. Prezența conducătorului de doctorat, membrilor comisiei de înformare și a membrilor de tendințe de la și biologie. Cred că mare au fost împărmit de două documente și anume acordul conducătorului de doctorat și a membrilor comisiei de înformare privind admisia pentru susținerea publică a tezei de doctorat. Astfel, drept argumente în exprimarea acordului privind admiterea pentru susținerea publică a tezei de doctorat, s-a ținut cont în argumentare de noutatea și originalitatea lucrării, de suportul metodologic al lucrării, relevanța științifică a rezultatelor, respectarea cerințelor stabilite în ghidul școlii doctorale de redactare tezei de doctorat, respectarea eticii și deontologiei profesionale, la fel de numărul și calitatea publicațiilor științifice. Așa. Totodată este și prezentată și o sinteză a opiniilor specialiștilor participanți la evaluare. Astfel, au fost relevate un șir de observații și recomandări. În special vorbim de, în cazul dat, de recomandările conducătorului de doctorat și ale membrilor Comisiei de Îndrumare. Astfel, domnul Cojocaru Gradion, conducător de doctorat, a relevat următoarele obiecții. Și anume, teza urmează a fi redactată lingvistic. La fel se solicită o redactare suplimentară științifică. Urmează a fi reformulat scopul și sarcinile lucrării, pentru că nu sunt corelate cu problemele științifice ce urmează a fi rezolvate. Se solicită reformularea și concretizarea problemelor științifice ce au fost rezolvate în respectivul studiu. La fel, urmează a fi revizuit cu raportul existent între noțiunea de grup criminal și grup infracțional. Indicațiile autorului în acest sens sunt vagi și depășesc pe alocuri limitele studiului. La fel, concluziile generale ale tezei nu conțin sinteza rezultatelor obținute. Așa. Altă obiecție ține că răspunderea penală este binevenită completarea tezei de doctorat cu un nou paragraf în care să fie impus un studiu asupra regimului sancționator al infracțiunii
declarare sau conducere a unei organizații criminale. La fel, se recomandă punctarea unor concluzii care se bazează pe dreptul penal comparat. De asemenea, domnul profesor universitar, doctor Larie Iurie, a formulat următoarele obiecții și recomandări. Din cuprinsul lucrării urmează de exclus termenul recomandări din ultimele secțiuni de la toate capitolele. Din scopul și obiectivele tezei, de exclus termenul fundamental și detaliate, unele obiective de reformulat. La compartimentul noutatea și originalitatea științifică, de înlocuit sintagma ameliorare a cadrului normativ național cu perfecționare a cadrului normativ național. Toate capitolele sunt însoțite de concluzii și recomandări, acestea din urmă fiind necesar de a fi excluse, deoarece se regăsesc la finele lucrării în secțiunea concluzii și recomandări. Este necesar de revizuit în totalitate concluziile de la finele lucrării și de evidențiat 5-7 concluzii care ar reflecta esența studiului realizat. Și încă o recomandare, anume, ține de problema științifică formulată în cadrul secțiunii concluzii generale și recomandări, nu este reușită și nu coincide cu cea expusă în adnotare și în introducere. De asemenea, domnul Ursu Vecislav, membru al Comisiei pentru Mare, profesor doctor conferențiar, a evidențiat, printre altele, următoarele obiecții și recomandări. În partea obiecțiilor se notează că eșantionul efectuării sondajului este destul de limitat, fapt care însă a fost dictat de specificul organelor de drept implicați în contracararea fenomenului crimei organizate. Aparent, autorul nu a avut posibilitate să facă un sondaj cu un eșantion mai mare de persoane, deoarece personalul implicat în eradicarea acestui flagel social, de asemenea, este limitat. Referitor la dinamica negativă a interacțiunilor comise în grupuri organizate de persoane, aceasta urmează a fi tratată în mod obligatoriu în corelare cu micșurarea interacționalității la general și, în același timp, micșurarea populației țării, drept urmare a proceselor migraționale. Domnul Zosim Alexandru, membru al Comisiei de Îndrumare, doctor conferențiar, specifică că pe alocuri se observă o lipsă a criticii autorului față de materialul teoretic cercetat. Astfel au fost prezentate noțiunile de grup criminal organizat, însă fără a se prezenta opinia autorului în raport cu aceste definiții. La fel nu a fost clarificat dacă scopul este sau nu element obligatoriu al laturii subiective a infracțiunii prevăzute de articolul 284 aliat 1 cod penal. Acest fapt comportă importanță pe fundalul prevederii scopului în noțiunea de organizație criminală. Cuvântul detectare nu este unul reușit și urmează a fi modificat cu cuvântul stabilire. Nu a fost reflectat explicit nivelul criminalității. Noțiunile criminologice a organizației criminale nu comportă relevanță în contextul temei cercetate și ar fi benefic de prezentat noțiunile ce vizează aspectul, în special sub aspect penal. Așa. Statistica prezentată se limitează, este specificat pagina 82, se limitează cu anul 2016 și este oportun pe fundalul datelor statistice de la finalul lucrării să fie datele suplimentare până în prezent, suplimentate până în prezent. O altă obiecție ține de faptul că în cadrul studiului de drept penal comparat nu a fost recortată legislația penală a statelor străine cu ultimele modificări operate. Nu s-a indicat care este obiectul juridic special secundar al infracțiunii cercetate,
obiect care se desprinde din scopul infracțiunii. La fel s-a omis de a indica pe la articolul 284, alineatul 1, cod penal, latura subiectivă are un scop obligatoriu, care, deși nu este indicat în norma penală dată, dar rezultă din definiția organizației criminale. La fel, domnul Zosin consideră că la ambele alineate ale articolului 284, cod penal, este una și aceeași infracțiune și aceasta nu urmează fi divizată în două norme penale separate. În general, se conchide că conținutul referire la conținutul autoreferatului, acesta încercează conținutul tezei de doctorat și reflectă pe deplin rezultatele științifice ale lucrării, precum și argumentele științifice ce fundamentează aceste rezultate. În final, având în vedere cele menționate, subsemnații și-au exprimat acordul pentru susținerea publică a tezei de doctorat, elaborată de domnul Andrei Cărnășcov. Și al doilea act întocmit este avizul consultativ al Catedrei de Penal și Criminologie privind admiterea pentru susținerea publică a tezei de doctorat. Așa. La fel, avizul a fost întocmit ținut cont. Dacă se repetă obiecțiile sau subiecte, nu trebuie de ei. Se diferă în mare parte. Da, acele care diferă. Da, da, știi ca să audă. Da, s-a ținut cont de noutatea și originalitatea lucrării, scopul metodologic al lucrării, relevanța științifică a rezultatelor și fiind înaintate un șir de recomandări. Astfel, domnul Ion Slisărenco, doctor conferențiar, a punctat că implementarea rezultatelor ar trebui efectuată în raport cu norma în redacția actuală și nu exclusiv din perspectiva modificărilor legislative propuse, așa. La fel se punctează asupra unor greșeli deja gramaticale. Ipoteza cercetării se desprinde intrinsec din obiectivele trasate, dar ar trebui să fie formulat ca compartiment separat și să includă problematica sub formă de supoziții preliminare. Așa. La aneatul 2 al articolului 47 cod penal, în redacția propusă de autor, membrul organizației criminale poate răspundere penală numai pentru infracțiunile la acelor pregătire sau săvârșire a participat. Este neglijată forma neconsumată a infracțiunii, tentativa și nu întotdeauna se înțelege ca săvârșirea înglobează și tentativa. Așa. La fel este specificat că denumirea capitolului 4, răspunderea penală pentru care sau conducerea unei organizații criminale, este ambiguă pe fundalul răspunderii ei cu denumirea tezei de doctorat. Fapt pentru care este propusă reformularea acesteia. De asemenea, membrii catedrei au mai specificat că este oportun să fie încospătate trimiterile la link-urile internet, astfel încât să fie reflectate datele actuale în cazul în care mai există pagine web corespunzătoare. Și în concluzie s-a specificat că lucrarea poate fi admisă pentru susținere în fața comisiei, așa, iar concluzia este bazată pe acordul, atât pe acordul științific incontestabil, care l-a rechezat cât și pe corespunderea studiului tuturor rigorilor înaltate față de înaltate. Doar obiectivul studiului. Acum, domnul doctorat, vă rog, vă zic să comentați. Adică, în sensul că care din aceste obiecte au fost luate în calcul, care mai puțin au fost luate, vă zic, nu împărtășiți opinia respectivă. Iată că am întrebat. Să răspund, dacă nu știu, obiectul a fost înaintat, eu am
în calcul toate obiecțiile. Practic, unica obiecție care nu a fost luată în calcul a fost împânzirea cu foarte multe noțiuni a organizației criminale din doctrina penală, doar din simplu considerent, deoarece studiul nu a fost dedicat studierii semantice a noțiunii, dar aspectelor juridico-penale și a răspunderii penale, cel pe acțiunea dată. Respectiv, într-adevăr, am ascultat toate obiecțiile, toate au fost excluse, iar și mă spun că în raport de 95% la 100%, de aceea, într-adevăr, au fost toate obiecțiile înaintate, meritate și s-a luat cont și s-a luat cont de ele. Vă mulțumesc. Acum, deci, întorc la referenții oficiale. Deci, referenții oficiale se vor expune în baza referatului care le-au pregătit. Deci, privitor la această teză, deci, având în vedere acele 7 criterii de evaluare care au fost stabilite prin regulamentul de atribuire calificativă de teză doctorală. Deci, mă rog, cunosc chestiunile astea. Hai că, ce ne dorește din referință oficială? Să înceapă. Poftim, domnule. Poftim, domnule. Vă mulțumesc, domnul președinte. Stimați membri ai Comisiei Internare și stimați asistentă. Deci, într-adevăr, referatul de analiză l-am întocmit cu răspundere cu regulamentul. E anunțat supra. L-am depus în formă scrisă, ca o formată ca cum este prevăzut de regulament. Vreau doar să mă opresc la câteva din acele momente și să fiu cu acele puncte din regulament să-mi pun opinia proprie. Deci, privitor la actualitatea temei și problematică abordată. Dincolo stadiul de lucrare este foarte actual, nu doar actual, dar este foarte actual, așa că vine în contextul situației reale și ne înconjoară, așa, pe fundalul tabloului infracțional existent în Republica Moldova, și nu doar în Republica Moldova, dar în lume în general, cât și privitor la globalizarea acestei forme de criminalitate, și anume transnaționalizarea acestor forme de criminalitate, deci organizată, care are dar nu un caracter național, ci și transnațional, fără îndoială. Aceasta, sigur, că denotă o actualitate netăgăduită a investigațiilor desfășurate de autor. Pe prima organizată, atât la nivel național, cât și la cel internațional, se află la nivel de proliferare, iar caracterul atent al acestea este condiționat de o serie de factori obiectiv, printre care și imperfecțiunea legislației în vigoare. Această lucrare prezentă vine să completeze, să aducă niște propuneri, în opinia mea și respectiv autorului, care ar duce la îmbunătățirea situației în vederea deci profilacticii, preîntâmpinării infracțiunii prin criminale organizații și combaterea acestui plagiat. Privitor la analiza metodologică, metodologiei utilizate și a gradului de corespundere acestea cu obiectivele menționate. Deci, considerăm că metodologia utilizată de autor la elaborarea tezei de doctor analizată este complexă și tratează problematica din diferite perspective, oferind cercetării un caracter mult, aspectual și profund. În teză sunt folosite diferite metode generale și speciale de cercetare. Istorico-juridică logică, comparativă, sistemică, interpretări literare, statistică prospectivă, sondajul. Deci, totodată se observă utilizarea materialului normativ și doctrinal relevant, vizând infracțiunea de creare sau conducerea unei organizații criminale, cu exemple din spețe preluate din practica cea națională și internațională. În special, deci națională este foarte bine, eu știu, ca tercean și practician, deci consider că au fost selectate anume cele spețe care
denotă anume caracterul acestei infracțiuni și respectiv modalitatea de funcționare a lor. În acest mod, metodologia utilizată corespunde perfect obiectivelor trasate, iar apelarea la acele metode de cercetare ar genera o redundanță inutilă. Analiza conținutului tezei de doctorat. Teza de doctorat este formată din trei părți, partea preliminară, partea principală și partea complementară. Toate părțile cuprind elementele constitutive corespunzătoare. Deci, privitor la volumul părților, da, teza are volumul de bază, deci text care conținut, are 208 pagini. Parcă ar părea că depășește maximul, dar eu niciodată n-am fost adeptul la limitarea unei lucrări științifice, poate mai mult că, ținând cont de caracterul, conținutul acestei componențe de infracțiuni și respectiv de faptul că această componență de infracțiuni poate fi, și autorul foarte bine a făcut, analizat atât sub aspectul părții generale, cât și părții speciale, așa cum avem articolul 46, 47, ceea ce a făcut foarte bine într-un capitol separat și respectiv ca componență de infracțiune distinctă. Mai mult ca atât, eu vreau să spun că, într-adevăr, componența aceasta de infracțiune este foarte și foarte complicată. Este foarte complicat nu atât numai sub aspectul descoperirii acestei infracțiuni, dar și sub aspectul tratării acestei, pentru că, în opinia mea, aceasta este o componență de infracțiune constituită. Ce înseamnă constituită? Deci, noi avem majoritatea infracțiunilor unde deci, autorul deci, comite anumite fapte. În cazul dat, noi nu faptele de organizare, legislatorul le-a constituit ca infracțiuni distincte și, respectiv, organizatorul spuneți că este autor. Și iată aici, sub acest aspect, este foarte complicat ca să poți să tratezi anume sub toate aspectele. Eu nu în dar am adresat această întrebare și aș spune că și mai complicat este deci, analiza deci, participației. Participația la această componență de infracțiuni. Primește organizatorul, poate fi organizator la organizare. Nu ca autor al activității, dar ca organizator sau ca instigator sau ca complice. Articolul 42, cred că da. Vezi? Iată sunt toate aceste aspecte. Deci eu consider că volumul este suficient, este destul de bine structurat, așa. Da, dacă eu, de exemplu, capitolul 3 aș fi micșorat, elemente de drept comparat cu 53 de pagini. Și aș fi mărit capitolul 4, unde se face analiza juridico-penală din mijlocită acestei componențe de infracțiune. 43 de pagini, putea fi aici, așa e 10, acolo 40. Dar aceasta, eu cred că nu sublinează deloc calitatea și conținutul acestei lucrări. Evaluarea critică a rezultatelor cercetării, concluziilor finale, recomandărilor și a impactului acesta asupra domeniului abordat. La finele fiecărui capitol este, sunt aduse o serie de concluzii relevante studiului cercetat. Aici s-a spus că nu trebuia să prevăzute de regulament. Vreau să fie concluziile la sfârșit fiecărui capitol. Se notează faptul că concluziile sunt desprinse din mijlocit din materialul cercetat, adică ele nu sunt separat, conținutul separat, adică au o legătură directă cu conținutul lucrării și, respectiv, la ce concluzie a ajuns autorul. Rezultatele cercetării sunt novative, întrucât autorul propune atât modificarea de perspectiva reglementărilor normative actuale, din partea generală, articolul 46, 47, cod penal, și din partea specială, articolul 284, cod penal, cât și includerea, sau mai precis, incriminarea unei infracțiuni distincte, cum ar fi 284, cu inciu 1, deci constituirea sau conducerea unui grup terorist sau unei organizații teroriste. Privire la grup terorist, organizații teroriste și în genere, articolul 184, unde este prevăzut, deci infracțiuni de caracter terorist, asta este acum scrie o teză de credibilitate chiar cu privire la asta, pentru că un nonsens complet, deci în articolul 100, în partea generală se indică că infracțiuni cu caracter terorist se enumără atâtea componente de infracțiuni. În partea specială se conțin în 5 capitole. Dar noi vorbim că sistematizarea, tehnica juridică. Deci
fiecare capitol are obiectul juridic generic, așa? Care este caracteristic doar pentru capitolul acesta. Spre infracțiunile de caracter terorist, dar ele au 5 obiecte juridice generice. Deci, nu pot spune. Ei vin în contradicție. Și de aceea, sub acest aspect, eu consider că propunerile de lege care au fost puse de autor sunt foarte benefice. Binevenite. Privitor la aprecierea caracterului de noutate a cercetării, contribuția personală a autorilor, originalitatea și profunzimea discursului științific, consider că deci, lucrarea corespunde tuturor acestor cerințe. Deci, este un studiu cu tematică concretă, deci de noutate, și de noutate nu atât din, prin faptul că face o analiză a situației reale, evidențiază neajunsurile și respectiv propune, cât și este o lucrare compactă. Deci nu sunt niște idei răzlețe care nu se leagă una cu alta. Prin urmare, privind în ansamblu, său teza de doctorat denotă o contribuție fundamentală a autorului la investigarea tematicii legate, în aspectul care nu a fost supus analizii până în prezent. Și o contribuție modestă de compilare, dar și de suplimentare în aspectul deja supus cercetării anterioare de către alți autori, penaliști, autoctoni. Ce am avut, dar, de exemplu, când am organizat, organizatorul infracțiunii, doamnă Grau, și așa mai departe. Deci, la anumite aspecte. Ok? Anumite aspecte. Exact, da. Nu, am avut și eu participație penală, dar aceasta sunt mai multe aspecte. Aprecierea stilului, clarității și precizia exprimării. Din start, se va scoate în evidență că regulile de tehnoredactare au fost strict respectate de autorul tezei doctorat. Exprimarea ideilor și apărarea poziției alese este una reușită, edificatoare, comprehensivă, fiind evitate cuvintele și sintagmele echivoc. Deci sunt clare tot, orice susținere, orice frază, deci are un sens bine determinat, clar, pentru orice cititor, atât fie el specialist în domeniul cât și el afara domeniului de drept. Un merit deosebit autorului constă în abordarea unor situații trecute cu vederea de alt doctorat, de alt doctrinar, în special datorită lipsii de consens în unitatea de opinii, fiind expuse temerar poziția asupra situației cu prezentarea argumentelor prin analogie sau comparație. Privitor la corespunderea și descrierile bibliografice. Lucrarea științifică este chiar calculată în doctrină și jurisprudența de specialitate. În studiul folosesc peste 400 de referințe bibliografice. Am spus și mai repede, deci practica judiciară este bine folosită atât național, cât și practica Curții Europene cu drepturile omului. Avem mai multe specii decizii aduse. Aprecierea corespunderii rezumatului la conținutul tezei. Deci, rezumatul tezei de doctorat a fost elaborat și prezentat în acord cu cerințele expres statuate în ghidul de redactare a tezei de doctorat și a rezumatului aprobat de Școala Doctorală Științe Penale și de Republica Academiei Ștefan cel Mare, AMAIE. Privitor la publicații. Deci, am făcut cunoștință cu lista publicațiilor. Deci, sunt publicații suficiente și chiar destul de mai mult decât suficiente în acele reviste deci, special deci, stabilite de către ANACEC, ca unde caracterul științific. Baze de date internaționale. Poftiți? Aflate în baze de date internaționale. Foarte corect, da, da, da. De aceea, într-o tot, corespunde cerințelor în vigoare. Aș vrea doar să trag atenție că când folosiți citatele, vă rog să-l folosiți și așa cum este prevăzut în original. Eu de ce am tras atenție? Că am văzut că ați făcut referință la lucrarea mea, adică unde eu am publicat. Și când am văzut că ați făcut citarea incorrectă și cine a citit spune că eu n-am scris corect. Dar dumneavoastră n-am scris corect. Iată la pagina 141. E indicat așa, că autorul autoctonului, ca și numele meu, consideră că obiectul infracțiunii prevăzut la articolul 284 cod penal îl constituie relații sociale cu privire la securitatea publică. Dacă deschideți, asta e lucrarea,
unde eu sunt coautorul la drept penal, parte specială, domnul Toiță, din 2005, acolo corect este scris altfel. Adică scris așa, la pagina 148. Obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute de articolul 284 Cod Penal îl constituie relații sociale cu privire la securitatea publică. Obiectul juridic special, dar nu obiectul infracțiunii. Când faci citațiile, într-adevăr, trebuie să faci corect. Pentru că... Poteți? Se contrează tipul de obiect. Păi, fără doar ce faci. Altfel se primează că eu vorbesc despre obiectul infracțiunii, dar acolo obiectul juridic generic e și securitatea și ordine. Dar asta așa, și mai aveți și o greșeală la, la 174, 173, deci dumneavoastră susțineți așa, semnele facultative. Iată, nu de, în zadar eu v-am adresat întrebarea privind la elemente și semne. Dumneavoastră vorbiți de elemente, obiect, obiective, subiective, așa, obiectul, latra obiective, subiectul și latra subiectivă. Dar mai departe când analizați, mai spuneți mai sunt decât semne facultative și semne principale. Deci, chemne semnilor, spune Hârt. Și, în loc scrieți facultative și principale, scrieți de două ori facultative. Dar asta eu am înțeles că asta o gândire principală. Dar asta sunt niște, niște omisiuni, niște criterii. Și în concluzie. Deci, în concluzie. Mulțumim. Teza de loc de doctorat, întrumată răspundere penală pentru crearea sau conducerea unei organizații criminale, elaborată de doctorandul Kazachkov, îndeplinește standardele de calitate, foarte susținută de calitate doctor și respectivă, să-mi spun opinie, da? Iar calificativ acordat studentului doctorat pentru elaborarea tezei examinate este foarte bine. Vă mulțumesc tot. Mă uit la domnul profesor Jor, deci care este de asemenea referent. Vă rog, domnul profesor, puteți gata? Vă mulțumesc, domnul președinte. Confirmați dacă vă auziți, vă rog. Vă auzim foarte bine. Auzim foarte bine. Auzim foarte bine. Vă mulțumesc. Domnul profesor, vă mulțumesc. De asemenea, referentul a fost transmis și eu o să dau la citire, vă mulțumesc. Deci, acum, la aspectele care sunt așa mai problematice, nu mai pot să mă opresc, dar sus constat acele aspecte și singure criterii de evaluare a vieții. Într-adevăr, preferind la calitatea unui studiu a răspunderii penale pentru crearea sau conducerea unei organizații criminale, constatăm că o abordare complexă în juridică penală era mișcată. Credem un timp că o cercetare științifică din viața unui vieți de reputat în Republica Moldova nu a fost realizată. De fapt, la această temă nu au fost realizate studii și de doctorat, deci în tehnologie, în primarist sau conflictat operativă de asta. În acest motiv, zâmbim sunt realizat de colegi, unul actual, necesar și util, reprezentând o abordare multidimensională a unei probleme se studia. Dacă ne referim la metodologia utilizată, când de acord cu profesorul este despre un comet și ea, în principiu, constituie o premiză a studiului mai departe. Pentru realizarea scopului, atingerea obiectivului format, pentru verificarea ipotezei, pentru faptul aplicat, iată, un complex de studiu mare și adecvat, de metode. Iar din cercetare, utilizarea arsenalului metodologic este repede și suficient aplicat, cercetătorul posedă metodologia cercetării. Constatăm că scopul care este bine definit și corespunde de elevieze, iar obiectivele stipulate permit realizarea acestui scop. În același timp, considerăm că ipotezele studiului pe la fine reprezentate, acestea vor conține nu doar presupune care va fi efectul rezultatelor obținute în urma scopului pentru practica adicării. Când formăm
se referă la acest răspuns. Deci, dar consider că, iată, analizând prin prisma acestor diferențe a autorului ce țin de orientarea cu scopul de tine ipoteză, cele constatate de dumneavoastră la medicinalitate sunt problema științifică soluționată. Rezultatele științifice sunt propuse în generale și recomandări. Noi, după cum rezolvăm, este important să proiect și ar trebui partea lucrării aportul autorului în soluționarea problemei nominalizate, originalizate studiului. Nu se fac o analiză la fiecare capitol, dar iată unele sugestii care au apărut, chiar și dacă vorbim la capitolul 1, care îmi strece de listă un număr bunător de lucrări publicate pe referire la crimă organizată. Concluziile acestui capitol sunt o sinteză a problematicii ce țin de diferite aspecte, de asemenea, că mai trebuie să organizate. Care e un studiu relevant, chiar dacă nu am văzut multe lucrări valoroase, inclusiv și materiale din conferințe naționale și internaționale, pentru această problemă organizată în sala în care dumneavoastră acum va afla astăzi. Primul capitol al tezii trebuie să fie dedicat analizei aplicațiilor la tema dată, tema tezii. Pierdul lucrării răspunde pe norma de integrare sau conducerea unei organizații criminale. Pierdul capitol, analiza situației, în timpul investigației terminului care trebuie să vedeți, este diferență. Acum, când trecem revista publicației, ce țin nemijlocit de răspundere penală pentru crearea sau conducerea unei asociații criminale. Dacă îi spunem materialele, manualele și comentariile de codul penal, de fapt, atestăm trei lucrări științifice care sunt indicate de autor în primul capitol. Și toate ideile din aceste trei lucrări sunt legate într-o singură parte. La tema lucrării, că este aceasta, așa, monografia domnului Ulianovski, Pigineanu, Jorcu, Cusuleac. Deci, țin acestea sunt schimbate. Și, în general, dacă trecem în revistă surse bibliografice la pieză, vedem că din cele 397, din titluri, doar 15 se referă în diferite aspecte ce țin de crearea sau conducerea unei organizații criminale, care, de fapt, este tema tezei de doctorat. Eu nu cunosc câte și ceva care a fost publicate la tema tezei, dar eu personal am două, una din ele, care nu e mijlocit, care aceeași dat tema, în limba rusă, care eu acum o să fie sensibilizat Săzdare în discut la realizația de provostul ei, care a realizat-o cu Constantin Tempis în 2009. Și această lucrare, ca și altele, la tine, nu sunt nominalizate în capitolul de referință. Constat că, de fapt, o analiză de conținut a publicației la tema tezii, sunt aspecte evolutive, calitativ și calitativ, nu a fost realizată. Nu cred că autorul intenționat a neglijat unei lucrări la tine sau altele fiind prezentate în creionat. Publicate de mult, poate ediții mai îngust, dar oricum sunt în reviste naționale. Totuși, cred că acest fapt a influențat corelarea scopului obiectivului și importezii cu problema științifică rezolvată și rezultatele științifice obținute. Și în folosul organic din urmează și calitatea studiului realizată. În alt
noi, deci, iar că am așa un țărat la tință și vreo scola care s-a vorbit, că autorul prevează existența și nivelul de matrițe organizate la noi în țară, cu infracțiuni comise de grupul infracțional organizat. Și se aduc statistici respective. Metodologii nu o acțiem, începând cu 92 pași, ne-am referit la acest aspect, am demonstrat lucrul ăsta, dar și documentele de poliție ale organizațiilor internaționale și europene sunt creu organizate în oferă, e nici concret, care permit să apreciem doar infracțiuni sau activitate infracționale, poate fi atentut cum e organizat sau nu. Deci, ce știu, apreciere de altă. Încă un aspect că sunt de acord cu doctoratul, în felul că literatura este încercată pe scurtă, se referă la literatura doctorului. Nu este un instrument de hotărâre unanimă a grupului noastră asociație. Dar nu e clar în bază la ce să face această concluzie. Într-adevăr, nu este unanimă, dar în bază la ce? Doar ce întinză nu este realizat o analiză comparativă a definițiilor confirmare acestor două forme de participație privată. Deci, toate publicații sunt. Deci, da, aici am constatat că doctoratul în construcția propriului concept confirmare nu este altfel. Analizând nu și doctrina, ci doar interprete în cadrul normativ internațional și în asemenea de atelier, bazându-se pe partea studiului comparat, normativ. La care abordare, clar, se accepte, este o metodă recunoscut, eficientă, trebuie întâlnit. Deci, poate autorul a găsit calea sa regională de atinge scopul scontat, dar mai îndelungat, adică a ajuns pe mai dificil. Tot ce este răutare, că în general doctorandul vine cu propune destul de consistente și originale din Ministerul Normativ articolul 46, 47, mă refer la ce s-a realizat mai sus. Deci, vreau să atrag atenția și la așa aspecte, ținem de acele concluzii, recomandări formulate și martul acesta asupra domeniului nostru. Da, concluzii la general, reflectă de fapt, dacă i-am spus în piață. Constituie fundamentul pentru formularea recomandărilor generale de marginea studiului realizat. Bine, eu te sincer, a fi puțin reformulat. Însă, cum, dacă eu am concluzit la capitolul 1, 2 și 3, ele sunt prezentate ca un rezumat la capitolul respectiv, fără să fie formularea așa logică, anume a constatărilor ce se cer în studiul respectiv. Se recomandă expunerea concluziilor și ipotezilor tezii că trebuie să fie doar de discuții. Care este în studiul alternat al răspunderii pentru crearea sau conducerea unei asociații cu mine mare? Bineînțeles, ținurile de cadru alternator în vigoare, care au fost constatate, problemele cu citarea la care pe cadrul normativ. De asemenea, este niște expus cu comandările concrete care țin cadrul conceptual declarat pe care l-a luat de doctorat, de rezolvarea practică a problemelor care se confundă cu rândul dreptul la care ar fi făcut de
unde aveți să ies în piață. Dar eu vorbesc de formularea la etapa finală. Deci, studiul ar trebui să pună să formuleze recomandări în dreptate spre perfecționare cadrul normativ în vigoare, privind răspunderea penală pentru infracțiune de creare sau conducerea unui asociație primară. Recomandări care vin să formulezească consistent fără dreptul penal, dar și vor asigura perfecționarea cadrului legislativ. Recomandările formulate sunt de dreptate spre asigurarea creșterii puterea vieții incriminării și a susținerii cadrul normativ la cerințele normative internaționale în materie. Aici doar vreau de la una din propuneri. În toate că nu sunt de acord cu ceea ce autorul formulează. Cu ați fi acceptat. Dar, dacă unde la pagina 211, autorul propune de a exclude așa, renunșiență timpului subiect și mă numește de mai unde se referă la influența intenției economice și de altă natură, a persoană fizică și juri. Nu poate sau nu o să iau de întrebare, dar cunoscând problema respectivă, vreau să spun că renunșiența la subiect aceasta nu are nimic cu cadrul normativ solid. Și este o recomandare formulată de grupul ASCO, pentru primul organizat al Uniunii Europene, grup care nu doar a formulat definiția cum ar trebui să organizate, dar și a elaborat un tabel de liste caracteristici care facilitează înțelegerea mai precisă acest fenomen. Și iată, anume, sub așa de dat, astfel, unul din aceste caracteristici, mai progresiv. Și în cazul, dacă noi acest instrumentar o folosim pentru combaterea criminalității organizate, atunci în toate comandări, în toate politicile, noi vedem cel puțin trei indicatori care echivoc ne spun dacă infracțiunea dată se referă sau nu la criminalitatea organizată. Și atunci noi, în pofina faptului că acest articol este atât de formulat ca o definiție criminologică, dar nu ca o construcție logică juridică, eu cred că e văzut. Dar doar cu faptul că noi scoatem un apendix acolo, nu rezolvă problema. Dar propunerea în principiu la general se accepte, argumentele care sunt admise, viziunea mea subiectivă. Au fost spuse analize aspectele juridice generale care se referă la tema dată, indicată substanțial gradul de investigație a schimbului juridicii, a schimbului respectiv. Contribuția autorului semnificativă nu doar să facă acest aspect, dar și prevalenția aplicative ale rezultatelor cercetării, care constau în oferirea unui instrumentar de interpretare a comitetelor 2024, în toate, de asemenea, în propunere de perfecționarea legislației individuale, vizând răspunderea educației concrete. Lista biografică am subliniat că conținem destul de multe surse, citarea surselor, polemica care am de polemica, de fapt, este așa foarte polemică, similitate. Autorul nu care s-a străduit să atingă alți autori, deci nu prea mult este. Dar, în același timp, iată, ce am spus și mai spus, constat că lucrările care nu e mijloțit sunt de timpul lucrării și problema asta de penale pentru creare sau conducere în organizație criminale sunt misiune și acestea fiind supuse în analize fundamentale. Lucrarea scrisă în limbaj accesibil, de o dată este expus. Lucrarea este expus logic, dar precis.
правильно сделать, когда мы что какая-то консервация компоненты индукции пятого материала. Ну, конклюзии. Устав, чтобы реализовать докторанту казачковой реализации, нормально, что мы сих пор практически уходишь, да? А то, вот, я устав, у нас это фундаментальная реализация, где ты сейчас читаешь, что ты задаешь. А результаты абсолютно. Рукаю происходит чаринство и на Юкаде. Если кто-то не будет спросить, кто проект, нет, и если все надо на одном смысле. Вам прогресса? Да, вам известно. Вы мулцарим. Вы мулцарим, если для вас три. Acum o să cuvântul domnului profesor Lari. Mulțumesc, domnul președinte. Deci, în principiu, de start vreau să anunț că în etapa precedentă de susținere prealabilă la tezii doctorat, eu am participat în calitate de membru a Comisiei de Îndrumare. Deci am făcut un aviz deci, cu o serie de aprecieri și obiecții vis-a-vis de lucrarea elaborată. Deci, inclusiv obiecții care s-au dat citire. Deci, în ceea ce privește mare majoritate a acestora doctorandul luat în calcul, deci și pe măsura posibilităților le-a înlăturat, a ajustat lucrarea în concordanță cu acele propuneri, inclusiv de lege ferendă, pe care le vedem astăzi în conținutul tezii. Deci o să dau succint citirii avizului pe care l-am elaborat în legătură cu această lucrare, începând cu actualitatea, inclusiv noutatea, originalitatea lucrării. Deci, în condițiile actuale de evoluție și globalizare societății, unde se răspândește vertiginos și fenomenul criminalității organizate, pătrunzând practic în toate sferele vitale și sociale, abordarea problemelor referitoare la răspunderea penală pentru crearea sau conducerea unei organizații criminale este deosebit de importantă. Deci, actualitatea temei investigate complex în conținutul acestei lucrări este determinată nu doar de tendințele negative ale fenomenului vizat, ci și de numărul redus de studii științifice care are lucidat cu claritate conținutul juridic și disensiunile ce apar în legătură cu clarificarea unor concepte sau polemici privind la infracțiuni în cauză. Astfel, lucrarea este originală prin subiectul ales și reprezintă o extindere binevenită a cercetării într-un domeniu insuficient studiat până în prezent, constituind o sursă de fundamentare și orientare a politicii statului în lupta de reprimare a criminalității organizate în general și a infracțiunilor de creare sau conducere unei organizații criminale speciale. În ceea ce privește suportul, baza metodologică lucrării. Teza de doctorat are la bază un suport metodologic solid și vreau doar câteva repere din acest segment să le elucidez. Deci a fost utilizat destul de justificat și complex acte normative în vigoare cu caracter național și internațional. Deci a fost abordat eficient material doctrinal teoretic și completarea reușită a acestuia cu cazuri reale din practica judiciară. Deci a fost utilizat, argumentat, unele metode tradiționale de cercetare, precum metoda istorică, logică, comparativă, sistemică, statistică, sondajul și altele. În același timp, latura empirică cercetării se bazează pe studierea și întemeierea concluziilor teoretice cu argumentele de vigoare rezultate din jurisprudența plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, precum și din hotărârile altor instanțe de judecată naționale și de străinătate, precum România, Federația Rusă și altele. Deci este destul de bine justificată și implementată practica CEDO în acest domeniu. Și în ceea ce privește compartimentul respectiv, vreau să vă zic că acest suport metodologic este unul destul de consistent și dă o valoare destul de esențială studiile efectuate. Deci, la capitolul relevanței științifice a rezultatelor obținute. Deci, împărându-se prin analiza minuțioasă unui volum amplu de surse bibliografice și de materiale empirice, autorul reușește
să studieze sub aspect teoretic și practic complexitatea de probleme juridico-penale care le evocă infracțiunea de creare sau conducere a unei organizații criminale. În acest sens, pot fi controlate următoarele elemente care denotă importanța științifică a rezultatelor obținute. Deci, din punct de vedere conceptual și științifico-practic, teza de doctorat clarifică o serie de noțiuni, termeni, sintagme și interpretări, se referă la diverse forme de criminalitate organizată. Deci, grup infracțional organizat, organizații, eventual asociații criminale, grupe, risc, organizații teroriste, etc. Dar și la activitatea infracțională a acestora, propunând în baza analizei teoretice și justificării necesităților practice, ajustarea prevederilor corespunzătoare legislației naționale în domeniul de referință la acte normative și politice internaționale ce vizează combaterea fenomenului criminalității organizate. Deci, un alt aspect, și anume, lucrarea, spunește ghidul bibliografic la capitolul abordării științifice complexe a problemelor privind răspunderea penală pentru crearea sau conducerea unei organizații criminale, servind în calitate de suport teoretic-practic consistent pentru angajații diferitor organe de drept, pentru cadre didactice universitare și cercetători, precum și pentru cei interesați de problematica respectivă. Deci, propunerile și recomandările, inclusiv de lege ferendă, sunt relevante și argumentate sub aspect științific, urmând, din tine mea, a fi luate în considerare de către legiuitor la perfecționarea ulterioară a cadrului normativ incriminator. Referitor la respectarea condițiilor tehnice, dar și a altor impuse de ghidul școlii doctorale de redactare a tezei doctorate. În linii generale se constată că lucrarea de doctorat se încadrează în prevederile ghidului școlii doctorale justiții penale trecute din cadrul Academiei Ștefan cel Mare. De asemenea, constat că a fost respectată etica de deontologie profesională, în speță și se referă la lipsa plagiatului. Deci, conform raportului de similitudine care a fost pus la dispoziție de către autorul studiului realizat, teza de doctorat corespunde condițiilor de etică și deontologie profesională. În ce privește numărul și calitatea publicațiilor științifice, inclusiv participări la conferințe științifice, la tema tezii, constatăm că autorul publica 21 de materiale științifice, inclusiv 3 cărți de specialitate, deci 10 ca coautor, eventual, 10 articole științifice în reviste de profil și 8 articole materiale conferințelor internaționale și naționale. În acest context, studentul doctorand are un număr consistent de publicații care abordează subiectul vizat în lucrare, iar din punctul de vedere al calității materialelor elaborate și publicate, acestea corespund în totalitate exigențelor de ordine științific și formal. Eventual, vreau să vă anunț referitor la anumite observații și recomandări, dar în mare parte, desigur, că, după cum am menționat chiar din start, autorul a ținut cont în etapa precedentă de susținere a lucrării, de majoritatea din ele, îndeosebi cele ce țin de formă de conținut, dar și de propunerile de lege ferendă pe care le-a sculat dânsul în lucrare. Și evident că actualmente lucrarea are un alt conținut, o altă formă, deci mult mai cizelată, mult mai bine argumentată științific. Și din acest punct de vedere constat că deci, studiul realizat deci, întrunește în mare parte condițiile de formă de conținut, inclusiv sub aspectul problemelor legate de teorie și practică aplicării norme penale respective. Unele concluzii, totuși aici aș vrea să menționez câteva din puține obiecții pe care le am, totuși, unele concluzii la finele lucrării consider că nu sunt atât de importante și ar fi tot exclus din compartimentul respectiv, inclusiv mă refer la concluzia 5, 6, 7, deși nu este o problemă, dar până la urmă cred că nu reprezintă un interes atât de mare și trebuia formulat ca concluzie. Deci problema științific formulată în cadrul secțiunii concluzii generale și recomandări nu coincide în tot cu ce a expus în adnotare și în introducere. Am înțeles de ce până la urmă. Deci concluziile generale și recomandările, deci ați avut posibilitatea să extindeți textul și să faceți o notă explicativă mai vastă acestor
aceste probleme științifice, pe când în adnotare și în introducere ați fost așa impuși de limita concretă și evident că nu s-a regăsit. Dar oricum, ea nu coincide în tocmai. În conținutul tezei, a vorbit și domnul Leanuschi, mai sunt unele erori gramaticale, în mare parte s-ar fi niște omisiuni, niște chestiuni de ordine tehnic, care cred că urmează a fi excluse în următoarea redacție a studiului realizat. Dar nu este o problemă majoră, nu sunt atât de evidente aceste lacune, aceste erori, ci în principiu la acest capitol nu insist foarte mult. Deci, în final, având în vedere cele menționate în adins, în speță, noutate și originalitatea lucrării, scopul metodologic, relevanța științifică a rezultatelor obținute, aspectele de redactare și conținutul tehnic al studiului, respectarea eticii și deontologiei profesionale, volumul și calitatea publicațiilor la tema investigată, apreciez teza de doctorat, răspunderea penală pentru crearea sau conducerea unei organizații criminale, elaborată de Andrei Kazashkov, cu calificativul foarte bine. Deci, de fapt, inițial am pus calificativ excelent, deci suma cum laude, dar reieșind, există o cerință, deci la nivelul actului normativ în vigoare, deci, ce se referă la publicații? Trebuia să aveți două publicații în Scopus, ca să putem oferi calificativ excelent. Și ținând cont de această zicem, restricție sau acest impediment, această cerință, până la urmă, este o cerință și nu putem să o evităm, deci acordăm calificativul foarte bine. Și mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule profesor. Acum ofer cuvântul domnului doctorat să vă expună opinia privitor la acele observații, inclusiv și critice, care au fost formulate de către mulți temații în referență. Poftim, domnul doctor. Deci, încep de dat imediat cu obiecțiile. Majoritatea lectorii evident că trebuie să canalizați mai în detaliu studierea tezei, de verificat pagina, greșeala și definiția este evident că nu-și poate. Repetor la altă parte a obiecțiilor, doar tipul de justificare, am mai dat mult asupra temei care a fost aleasă pentru un studiu și, evident, când am pășit pe tărâmul noțiunilor, am înțeles colicut să dirighez de la calea pe care am ales răspunderea penală și, evident, m-am putut să-mi zic timpul, adică volumul, m-am putut să-l dedic studiului pentru o altă cale alăturată studiului de bază, adică am să dorit pe penală și am răspunde la general pentru infracțiunea nominalizată. De aceea, evident că sunt o carențe la aspectele care țin auxiliar pe studiu, alăturat pe studiu. Evident că viitor eu voi face tot efortul ca să le exclud. Toate obiecțiile care astăzi au avem auzit au fost binevenite și toate vor justificate. Evident că niciodată sunt perfect, nimeni nu e perfect și evident că sunt greșeli trebuie să expuse, dar cum greșeli nu învățăm. Și prin corectarea greșelilor, noi ne perfecționăm pe noi, sper că toate cele auzite astăzi, cât de cât mă vor întări în cercetările viitoare, în direcțiile viitoare de studiu. Vă mulțumim. Așa de asta. Acum să ofer cuvântul domnului conducător de doctorat, profesorului Cotofaru Radinon, ne comunice cu privire la rezoluția privind raportul de similitudini și, de asemenea, date referitoare la acte fondate doctoratul și al traseului academic practic în cadrul studiului de doctorat de către dumneavoastră de către doctorat. Poftim, domnul profesor. Deci, nu privitor la teză, să aveți încă o dată. Da. Vă dau încă o dată. Adică, asta numai la raport și la traseul academic al doctorat. Mulțumesc frumos, domnule președinte al Comisiei Doctorat, rață referență oficial de membri ai Comisiei Doctorat și numărată asistență. Vreau să aduc la conștiință din start faptul că teza elaborată de către domnul Kazashkov Andrei a fost supuse de două ore, două ore expertize de plagiat,
prin sistemul antiplagiat rob, realizat de către Francep. Și acum să vă răspund la întrebare, de ce a fost necesar ca teza să fie expusă unei dubii expertize în acest sens. Deci, pentru prima dată, teza a fost trecută prin sistemul antiplagiat rob, până la examinarea prealabilă, pe data de 9 septembrie anul 2021. După examinarea prealabilă, în adresa doctorandului au fost înaintate ușă de obiecții legate de structura tezei. Deci, vreau, sub acest aspect, vreau să menționez faptul că în baza acestor obiecții, autorul a mai elaborat un paragraf și a mai suplinit teza cu un capitol, respectiv, pentru a elabora anumite discuții, da, anumite suspiciuni. Față de acest compartiment al tezei, a fost necesară o dublă intervenție sub acest aspect. Respectiv, după susținerea, sau după examinarea prealabilă și după înlăturarea celor obiecții, autorul a mai făcut încă o dată acest lucru, adică s-a mai adresat companie de acolo și respectiv avem două rapoarte de similitudini și aceste rapoarte au generat două rezoluții asupra similitudinii. Totodată țin să menționez că conform regulamentului intern de prevenire a plagiatului tezei de doctorat și de verificare a similitudinii au fost instituite două praguri de alertă. Deci pragul, primul prag de alertă, deci dacă se depășește în proporție de 20% coeficientul de similitudine cu numărul 1 și dacă se depășește 5% coeficientul de similitudine cu numărul 2. Deci știm că coeficientul de similitudine cu numărul 1 deci presupune atunci când sunt atestate fragmente de text care sunt mai mari de 5 cuvinte, iar coeficientul de similitudine cu numărul 2 care sunt mai mari de 25, respectiv 50 de cuvinte. Bineînțeles că coeficientul de similitudine cu numărul 2 se consideră a fi mai important decât cel cu numărul 1, deoarece atestă, da, sau în baza lui putem identifica dacă teza reprezintă sau nu un eventual plagiat, o eventuală fraudă academică. Și acum am să mă refer strict la rezoluțiile de similitudini sau asupra rapoartelor, da? Și am să mă refer la raportul cu numărul 1. Deci, referitor la raportul numărul 1 s-a atestat coeficientul de similitudine cu numărul 1, deci 23% și coeficientul de similitudine cu numărul 2, 7,19%. Avem în primul caz o depășire de 3%, în al doilea caz o depășire de 2% și referitor la cel de-al doilea raport de similitudine, deci s-a constatat coeficientul de similitudine cu numărul 1 22,26% și coeficientul de similitudine cu numărul 2 10,61%. Este paradoxal, autorul a făcut un efort substanțial, da, pentru a înlătura gradul de similitudine, însă la doilea raport i s-a dat, deci la coeficientul cu numărul 2 i s-a mărit gradul de similitudine. Da, și ca să dați seama, vă duc un exemplu. Vă duc un exemplu. Deci, din astea 10,69%, undeva, circa 5% acum greșesc eu, constituie un articol care autorul a publicat la tema tezei de doctorat. Deși atunci când autorul a solicitat cea de-a doua expertiză, el a de fapt și a prezentat lista tuturor articolului, cred că a fost o omisiune din partea companiei. Deci, vă dați seama, 5% e propriul articol. E bine, noi împreună am studiat minuțios ambele rapoarte și am ajuns la următoarele concluzie. Deci, la următoarea concluzie, că toate sau majoritatea similitudinilor
stabilite, nu constituie elemente de plagiat și sunt datorate următoarelor cauze. Eu doar am să enumăr unele din ele. Deci, în primul și în primul rând, s-a făcut referință la propriile lucrări, ceea ce, în mod normal, nu putem să spunem că este un plagiat. De multe ori, și asta este o problemă a sistemului antiplagiat, pe care am vorbit cu specialiști care au conceput acest sistem. Sistemul nu poate să evidențieze sau să găsească lucrarea primară. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că dacă, de exemplu, când lucrarea unui autor, da, face ceva referință, atunci nu se dă primul autor, dar se dă al doilea, treilea, patrulea, cincilea autor. Și respectiv, deci, în acest caz, nu putem spune că o asemenea similitudine constituie plagiat. Au fost cazuri când drept plagiat au fost raportate sau au fost catalogate ca plagiat sau ca similitudine, mai corect, nu ca plagiat, este greșit să spun plagiat similitudine. Anumite denumiri din instituție, la țară, Ministerul Afacerilor Interne în Republica Moldova, mi se vede că este o similitudine. Și noi trebuie să verificăm dacă ceea ce e marcat cu roșu este sau nu plagiat. Denumiri de lucrări, da? Sau mai nou, ce știu să vă spun. Așa, referință la acte legislative, la texte normative, tot au fost catalogate ca similitudini, însă ele nu constituie plagiat, mai mult decât atât ca similitudini au fost marcate și anumite referințe făcute de către autor la alte surse. Și nu este clar de ce numele acest sistem a marcat respectivele referințe ca plagiat din momentul în care autorul a făcut referință reglementare la această sursă biografică. Deci, concluzia care se desprinde din cele menționate este următoare. Teza, elaborată de către domnul Andrei Cărășcov, nu conține în sine similitudini care ar putea fi catalogate ca plagiat. Da? Ceea ce justifică examinarea tezei în prezentul forum sau în prezentul comisiei de doctorat. Dacă sunt întrebări la acest compartiment, sunt dispus să vă răspund. În afară de asta, eu am elaborat și un aviz sau un proces, să spun, un proces verbal de originalitate al tezei, la care m-am referit la aceleași aspecte și integral pot să dau știri dacă este necesar. El este o parte, componenta dosarului, unde toate marcările făcute de către sistem au fost justificate. Și nu doar de către mine, ci mai mult de către autor care a făcut un efort substanțial în acest sens. Sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, mă refer la cealaltă dimensiune și la personalitatea domnului Andrei Cărășcov. Bineînțeles, fiecare conducător științific și laud doctorant. Este ceva natural, este ceva firesc. Însă, cuvintele de laudă pe care am să le adresez eu, sunt obiective și cred că toată lumea care îi prezentă și îl cunoaște, domnul Cărășcov Andrei. Eu personal am remarcat, chiar și în calitate de student când era la anul 3, eu țin minte chiar și locul în care stătea domnul Andrei Cărășcov la prevedere pe care aveam drept în altă parte specială. S-a remarcat prin teza de licență, de atunci am văzut că dânsul dispune, are anumite capacități de cercetare, capacități care, bineînțeles, că ulterior au fost dezvoltate. Și respectiv, atunci când dânsul a finalizat ciclul 3, eu le-am propus să rămână la catedră, n-a fost atunci posibil, respectiv, le-am propus să rămână în calitate de șef catedră, deci atunci nu a fost posibil, însă a fost posibil și 3 ani acum mă greșesc, după ce domnul Andrei Cărășcov a activat în calitate de ofițer de urmărire regională la sectorul botanic. Deci, în calitate deja de asistent universitar, dânsul s-a manifestat, haideți să spunem așa, foarte și foarte bine. A avut autoritate mare de studenți, mai ales că atunci când mergea la seminar, deci nu se ghida doar de teorie, ci împletea reușit aspecte teoretice și cele practice și prin asta captiva foarte și foarte eficient atenția studenților în ceea ce studia.
atunci când activa în calitate de asistent universitar, dânsul a finalizat și niște cursuri speciale din SRA de translator în limba engleză, vă dați seama, deci a avut timp ca să fac masterat și are diplom de translator, cunoscând la un nivel destul de înalt limba engleză. Referitor de acolo la teza de doctorat, însă am vrut să spun acest lucru, vă dați seama că și l-am meritat, de timp, referitor la tasilul academic, deja că dânsul a realizat în calitate de student doctorat, iarăși deci am spus o secțiune și această secțiune este una obiectivă și perspectivă. Zdei din zău că toți doctoranții să fie pe cărbun, nu-i cărășcoc. Iată această mapă, apropo această mapă pe care am luat-o eu, nu prinde altceva decât traseul academic al domnului Cărășcoc, realizat în calitate de doctorant. De ce l-a ținut cont de acele recomandări, de acele sugestii pe care le-am făcut eu în calitate de conducător de doctorat. A realizat cu succes programul de pregătire universitară avansată în cadrul școlii doctorale și a realizat cu succes acel program de cercetare în decursul a 3 ani de zile, care eu m-am străduit să-l ghidez în direcția unei elaborări reușite a prezentei teze de doctorat. Deci, în final, dânsul a acumulat acel număr necesar și suficient de credite care a justificat demararea procedurii de susținere a tezei de doctorat. Dacă aveți întrebări și la acest compartiment, eu pot să vă dau răspunsurile de rigoare. Nu ce scuze, mi-ați plătit cu picioare, dar aveam calculatorul în față și am văzut să văd. Dacă să nu, să nu luați așa, dar vedeți că... Deci, stimați membrii Comisiei Doctorat, stimați onorată asistență, expun și eu opinia privitor la teza de doctorat, care a fost prezentată în ședința de astăzi. Deci, cu titlul Răspunderea penală pentru crearea sau conducerea unei organizații criminale, elaborată de doctorandul Kazachkov Andrei. Consider că este un studiu științific complex în domeniul dreptului penal, fiind un studiu de sine stăpânitor, cu conținut coerent, logic și convingător, concluzii pertinente și bine argumentate, rezultate autentice și recomandări întemeiate, venite să conducă la perfecționarea legislației penale în vigoare și eficientizarea practicii judiciare. Autorul acesteia, domnul doctorat Kazachkov Andrei, în procesul elaborării lucrării s-a conformat cerințelor stabilite în ghidul de redactare a tezei de doctorat și a rezumatului, fiind respectată etica și deontologia profesională. Privitor la publicațiile științifice, aș vrea să fac unele precizări și anume, articolele științifice la tema tezei de doctorat au fost publicate, deci sunt în număr de 10, dintre care 5 articole sunt publicate în reviste aflate în bazele de date internaționale. Este vorba despre un articol în revista Institutului Național al Justiției, două articole în revista Analele Științifice a Academiei de Pacea Mare și două articole în revista Națională de Crime. Deci toate trei aceste reviste se află în baze de date internaționale. Teza de doctorat analizată prin conținutul său, rezultatele obținute și recomandările formulate este deosebit de actuală și importantă. Deci aici eu mai pierd la actualitate sau mai expus colegii din cadrul Comisiei Doctorat, ceea ce n-am să mă repet, rămâne textul aici, pentru că am discurs și am să-l anexăm la materiale. În continuu discursul, studiul realizat are un suport științific solid, care cuprinde un bogat material bibliografic, monografii, manuale, tratate, comentarii, articole științifice. Legislația în vigoare, acte normative internaționale, naționale și acte normative ale altor state. Practica judiciară,
hotărâri ale instanțelor judecătorești din Republica Moldova, România, Federația Rusă și Belarus. Jurisprudența CEDO, precum și date statistice și date sociologice la tema tezei de doctorat. Teza de doctorat se caracterizează pe originalitate și noutate științei. Lucrarea dată este prima cercetare complexă și aprofundată la nivelul de teză de doctorat a problemelor răspunderii penale pentru crearea sau conducerea unei organizații criminale, prevăzute la articolul 284 Cod Penal. Abordarea sistemică a acestor probleme, a conceptelor și noțiunilor principale care formează conținutul infracțiunii de creare sau conducerea unei organizații criminale, a permis realizarea unei analize juridice aprofundate a semnelor, obiective și subiective. O să discutăm după ședință. A semnelor obiective și subiective ale infracțiunii prevăzute la articolul 284 Cod Penal, a regimului sancționator al infracțiunii respective, precum și stabilirea semnelor de delimitare a acesteia de componențele infracțiunilor conexe, elaborând pe această cale un șir de propuneri și recomandări de perfecționare a legislației penale și practicii judiciare. Teza cuprinde formularea unor noțiuni, concepte și concluzii de importanță deosebită pentru cercetarea juridică penală a infracțiunii de creare sau conducerea unei organizații criminale. Se includ printre acestea conceptul de grup criminal organizat și conceptul de organizație criminală formulate în lumina standardelor internaționale. Precizările privind conținutul noțiunilor de grup, de două sau multe persoane, grup criminal organizat, organizație teroristă, bandă armată, formațiune paramilitară ilegală. De asemenea, propunerile autorului privind modificarea articolului 184 Cod Penal, inclusiv transpunerea prevederilor cuprinse în alineatul 2 al acestui articol la un articol nou. Conținutul lucrării demonstrează că doctorandul Kazachkov Andrei a realizat o cercetare bine sistematizată, documentată cu practică judiciară, la interferența științelor, drept penal, drept penal comparat, drept procesal penal, criminologie, etc. Temenicia concluziilor și autenticitatea rezultatelor obținute sunt determinate de caracterul complex al cercetării realizate. Concluziile sunt concludente, vizând segmentul teoretic al lucrării la un nivel foarte ridicat, dar și pe acela al aplicabilității practicii acesteia. Veridicitatea rezultatelor obținute în cadrul tezei de doctorat se bazează pe studii și analize ale jurisprudenței CEDO, legislației penale a Republicii Moldova și altor state, hotărârilor Premiului Cursii Supremei de Justiție a Republicii Moldova, Federației Rusiei și Republicii Belarus, hotărârilor instanțelor judecătorești din Republica Moldova, România și Federația Rusă. Fiecare propunere avansată de autor este susținută cu argumente menite să conducă la perfecționarea legislației penale în vigoare și eficientizarea practicii judiciare. Toate cele spuse demonstrează valoarea științifică, temenicia, justeția și originalitatea studiului efectuat de pretendent, dar și contribuția personală a acestuia în obținerea rezultatelor științifice și elaborarea recomandărilor practice. Conținutul lucrării analizate corespunde de plin cu tema de cercetare, cu publicațiile autorului și cu rezumatul tezei de doctorat. Teza de doctorat, intitulată Răspunderea penală pentru crearea sau conducerea unei organizații criminale, a doctorandului Kazachkov Andrei, este o cercetare științifică complexă, interdisciplinară, bazată pe studii științifice proprii și care deschide noi perspective pentru cercetarea instituției participației penale în general și a răspunderii penale pentru infracțiunile de creare sau conducerea unei organizații criminale în special. Pentru toate cele ce au precedat, apreciez că teza de doctorat, răspunderea penală pentru crearea sau conducerea unei organizații criminale se ridică la nivelul exigențelor impuse pentru o lucrare de acest gen, drept pentru care propun ca pe baza sa să îi se acorde autorului acesteia titlul științific de doctor în drept. Vă mulțumesc și acord cuvântul domnului conducător științific pentru a-și prezenta opinia privitor la teza elaborată. Vă mulțumesc frumos! Deci, în ceea ce am să vorbesc, eu mă voi ghida de cele criterii obligatorii sunt descrise conform noilor recori la aplicerea tezei de doctorat, așa cum a făcut și referentul de doctorat și domnul președinte al președintelui comisiei.
Deci, referitor la noutatea și originalitatea lucrării. Deci, noutatea și originalitatea este una zădită, mai ales că autorul, deci am să mă în particular la noutate. Autorul vine cu recomandări de lege tremendă, care eu personal văd unele binevenite pentru sistemul incriminator dedicat prevenirii criminalității organizate. Eu am avut o mică experiență în calitate de avocat și am văzut cum de multe ori interpretează pe COPS-ul și aplică normele referitoare la criminalitatea organizată. Deci, sunt cazuri în care este deplin justificată aplicarea articolului 46 penal, adică s-au făcut referire la articolul 46, însă sunt cazuri care, aș spune eu, sunt îndoienice, da? E bine, eu nu învinovățesc organele de drept în acest sens, deci COPS-ul, nu. Și anume, mă învinovățesc pe legitor. De ce? Fiindcă el nu dă dovadă de claritate, precizie necesară, atunci când definește noțiunea de grup criminal organizat. Deci, din momentul în care noi avem o definiție recunoscută de standard internațional, definiție care include anumite semne sau particularități calitative ale acestei noțiuni, de ce noi nu implementăm această noțiune de situație penală de comisionismul? Mai mult decât atât, noțiunea de organizație criminală, din punctul meu de vedere, de văzut la articolul 47, este un pic demodat. Fiindcă ea include obligativitatea ca organizația criminală să fie compusă din mai multe grupuri criminale organizate. Însă, în ultimul timp, criminalitatea organizată a trecut printr-un proces de metamorfozare, de spus vădit, da? Noi putem vorbi de o organizație criminală, în prezent, fără ca ea să incorporeze în mai multe grupuri criminale. Asta împiedică aplicarea articolului 284 penal. Noi avem crime săvârșite de organizații criminale care cad sub incidența standardelor internaționale, însă aceste crime, din păcate, nu pot fi catalogate conform legislației penale de autohtone la categoria comisie de organizații criminale. Respectiv, consider eu că noutatea lucrării își găsește expresie numai sub acest aspect, deci autorul a reușit să vină cu anumite recomandări legislative, care consider eu, poate este o părere subiectivă, ar dinamiza aplicarea legii penale pe acest sector sau în prevenirea acestui tip de criminalitate. Referitor la suportul metodologic, țin să menționez că descrierea și argumentarea abordărilor este bazată pe metode, proceduri și tehnici care pot fi considerate adecvate și exhaustive, da? Sau care au fost specificate într-un mod de exhaustiv și clar. Problemele de cercetare sunt inovative, foarte bine argumentate și concepute logic și pe deplin justifică cadrul teoretic al lucrării. Respectiv, metodele utilizate de către autor au permis o investigare de învergură subiectului ce formează obiect de preocupare și au asigurat cunoașterea practică a problemelor și oferirea de soluții pragmatice destinate soluționării acestor. Relevanța științifică a rezultatelor. Rezultatele cercetării sunt execuție clar, concis și sunt relevante sub aspectul practic, în sensul fundamentării unor concepte doctrinare pe care le găsim importante pentru, într-o anumită măsură, spun, hai să mă amintesc, pentru dezvoltarea doctrinei naționale. Concluziile și propunerile sunt relevante și se bazează clar pe rezultate obținute și reflectă scopul și majoritatea obiectivelor trasate. Referitor la respectarea cerințelor stabilite în ghidul școlii doctorale de redactare a tezei doctorat, țin să menționez că noi am depus un efort în plus la acest aspect. Inițial erau anumite carențe, însă după examinarea preliminară, autorul a conștientizat cât de important este ca teza să fie configurată cu aceste nevoi și acolo, la moment,
la acest compartiment nu sunt careva probleme, respectiv teza contribuiază pe deplin ghidului școlii doctorale de redactare a tezei de doctorat și a rezumatelor tezei de doctorat. Referitor la respectarea eticii și deontologiei profesionale, eu deja m-am expus la acest aspect, nu cred că este necesar deodată să fiu ceea ce am, să reamintesc ceea ce am spus anterior. Calitatea susținerii, pe mine, a fost urmărită. Autorul a dat dovadă de capacități de comunicare, retorică elocventă, iar conținutul răspunsului pe notă cât e aprofundată în domeniu. Vreau să mă opresc un pic mai mult la numărul și calitatea publicațiilor științifice, fiindcă ăsta este practic criteriul de bază în care poate fi pus un calificativ la teza de doctorat. Deci trebuie să ținem cont că autorul are total 5 articole științifice ce sunt publicate în reviste autorizate de către ANACE și toate aceste 5 reviste sunt indexate la bază date internaționale. Printre care menționez Heine Online, Seoul, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus Internațional și așa mai departe. În afară de aceasta, autorul are 4 articole publicate în colegiile ale conferințelor internaționale, de cum ar fi în așa state ca Marea Britanie, Polonia, Belarusă și Ucraina. Unele dintre ele fiind indexate chiar și la bază internaționale. Autorul are 2 articole la conferință cu participare internațională, un articol la conferință cu participare națională și 5 articole științifice publicate în alte reviste de specialitate decât cele autorizate de către ANACER. În afară de aceasta, autorul mai are și 4 cărți elaborate la specialitatea atinentă subiectului abordat în cadrul tezei. Însă, nu știam să mă greșesc, deci 4 articole în colegii ale conferințelor internaționale și îți pare mai multe articole, da? La participări internaționale. Țin să menționez un lucru, că autorul, în afară de lucrările publicate sau arătate în lista lucrărilor științifice, mai are multiple articole, studii, chiar și cărți în alte, elaborate în alte domenii ale dreptului penal, fapt ce ne mărturisește odată în plus asupra capacităților de cercetare ale autorului și asupra perseverenței sale în a cerceta, interesul științific pe care el manifestă, chiar în pofida faptului că are calitatea judecător și știm toții care este povara judecătorului de astăzi în Republica Moldova și încărcătura acestea. În final, țin să menționez că teza corespunde pe deplin cerințelor care le comportă astfel de lucrări, cum ar fi teza de doctorat, iar autorul ei, consider eu, merită pe deplin acordarea titlului de doctor în drept și vin și eu cu această propunere de a-i se acorda titlul de doctor. Fiindcă, în prezent, Comisia Națională nu se pronunță asupra acordării, ci asupra propunerii de acordare. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum, deci rog secretarul Comisiei de Doctorat să prezinte avizele care au parvenit din afara instituției, de la alte, de la specialiști, de la organizații științifice, de la, deci, organele de presă. De ce? Motiv, domnul. Mulțumesc, domnul președinte. Avem 7 avize la număr provenite din afara instituției, de la specialiști practicieni. O să încep cu doamna prezenta avizul
semnat Alexandru Ciobănaș, șef al Direcției Generale Urmărire Penală a Inspectoratului General al Poliției, comisar șef, în care consideră și conchide că teza corespunde tuturor standardelor înaintate față de o asemenea lucrare și merită o înaltă apreciere. Un alt aviz este întocmit de către domnul Cernomoreț Sergiu, doctor în drept conferențiar universitar în cadrul departamentului drept, așa, Facultate Economie Generală și Drept al Academiei de Studii Economice din Moldova, avocat. În final, el conchide că teza corespunde exigențelor înaintate față de acest gen de drept, constituie un studiu științific valoros, care merită atenția atât a savanților cât și a practicienilor, conține rezultate științifice și empirice principial noi, apte de a fi implementate în știința dreptului penal, iar propunerile de lege ferenda și de, interpretare se impun a fi utile pentru îmbunătățirea cadrului normativ și uniformizarea practicii judiciare în materie. Fapt pentru care merită un calificativ maxim de apreciere. Următorul aviz este întocmit de către doamna Mariana Chetec, procuror din cadrul Procuratorii Generale. Și acesta, la fel, este unul pozitiv, în care se specifică că lucrarea poate fi admisă pentru prezentarea în fața Comisiei de Doctorat, meritând parcurgerea drumului îngreunat de aducere la cunoștința publicului larg. Așa. Un alt aviz întocmit de către domnul Cheptoaca Ion, judecător al judecătoriei Chișinău, președinte interimar al Asociației Judecătorilor din Republica Moldova, formator al Institutului Național al Justiției, în care se specifică că teza poate și trebuie să fie înaintată spre aprecierea din partea Comisiei de Susținere Publică a tezelor de doctorat, meritând un calificativ corespunzător eforturilor depuse pe parcursul cercetării. Un alt aviz este întocmit de către domnul Țurcanu Radu, judecător al judecătoriei Chișinău, formator al Institutului Național al Justiției, doctor în drept, conferențiar universitar. La fel, se concluzionează că lucrarea poate fi admisă pentru susținere în fața Comisiei de Susținere Publică a tezei, iar concluzia în acest sens este bazată atât pe aportul științific incontestabil care l-are teza, cât și pe corespunderea studiului tuturor rigorilor înaintate față de o asemenea lucrare de anvergură. Și penultimul aviz este întocmit de către domnul Albert Antoci, avocat, doctor în drept, conferențiar universitar, la fel este unul pozitiv, în care se concluzionează că teza, fiind de un înalt nivel științific, îndeplinește toate cerințele privire la valoarea, originalitatea și admisibilitatea tezei și, prin urmare, poate fi admisă pentru susținere în fața Comisiei de Doctorat. Și ultimul aviz este întocmit de către domnul Oleg Baciu, adjunct al procurorului șef al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, șef al oficiului Nord, astfel încât
se concluzionează că teza merită a fi pusă la îndemâna publicului larg, iar susținerea tezei de doctor în cadrul comisiei specializate va acorda o plusvaloare propunerilor de lege referenda înaintate, oferind posibilitatea de a fi auzite inclusiv de legiuitor. Vă mulțumesc, domnul secretar. Deci, domnul doctorat, vă spuneți asupra acestor avize, chiar dacă au un caracter pozitiv, un caracter pozitiv, și asupra opinii privitoare la teza de doctorat a președintelui și conducătorul doctorat. Deci. Președinte, prima ce vreau să spun, pentru atâtea laude ca colegii în tribunal, dar în esență am auzit cuvintele și cred că voi fi obligat să corespund așteptărilor cuvintelor pozitive spus. Vă mulțumesc foarte mult, într-adevăr, pentru cuvintele spus, indiferent care au fost și critica e constructivă și e locul lui, cuvintele dialogice, tot vă mulțumesc foarte mult. Deci, locurile pozitive care se spun, vă încurajează ca să mă Sunt mai departe și să continui tot pe tărâmul ăsta și pe directorul care m-a locat. Aha, bine, bine. Bine, bine. Acum, potrivit următoarea etapă, dacă potrivit scenariul, vă scăteți toate științifică. Scăteți toate științifică. Deci noi, de fapt, am vorbit. Da. Dacă mai sunt completări. Dacă nu sunt completări, vă zic aici, eu pot să vă ajut. Aici a fost așa, vă zic, unde au apărut așa, vă zic, discuții științifice. S-a văzut parcurs și întrebărilor și avizelor. Deci aici e vorba, vă zic, despre noțiuni, vă zic, practic de bază, de grup criminal organizat și organizație criminală. Deci aici, vă zic, au apărut niște discuții și s-au expus părerile, da? Și inclusiv doctorandul s-a expus. Aici, vă zic, alt aspect interesant, vă zic, legat de însăși răspunderea penală pentru această infracțiune, pentru infracțiunea de creare sau conducere, hai să spunem că organizați criminală, unul organizați criminală. Dar și vedeți și anume problema legată de incriminare distinctivă, văzut a conținutului de atunci. Dacă vă să pot să spun, dacă iarăși, văzut că chiar și în evaluarea preliminară, văzut că au fost opinii, văzut că tot la acest aspect de incriminare distinctă în articole separate. Deci autorul s-a expus în teză, vă zic că a argumentat, a ieșit că a făcut prevință asta. Dar și mie s-a părut că și problema legată de abrogare, ca zic așa, abrogarea deci normei de la articolul 23. Poate fi. Adică să fie abrogat. Deci ideea asta iarăși a sunat în teză. Și aici iarăși, pentru că chiar m-am dat și sondajul ăsta care a făcut doctoratul la Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, vă spun, de acolo vă spun, practic, undeva două, trei ani, dacă nu mai mult, vă spus că sunt împotriva abrogării acestei infracțiuni, care se numește părinte. Acestea au fost cam. Deci am văzut poziția doctorandului, tot am văzut, am asistat, am văzut argumentele pe care le-a adus din lui. Mi s-a părut, vă zic, pe locul destul de convingătoare, destul de convingătoare, trebuie să recunoaștem. Și nu știu, dacă mai sunt opinii la chiar aceste probleme științifice care sunt importante, dar și problema ridicată de domnul profesorul nostru, proiector la structură, da? Structura componenței, da? Structura componenței, elemente și semne sau numai semne, sau nimănui un obiect foarte clar la acest subiect. Și aceasta va tot fi configurată ca o problemă științifică care merită discuție. Dacă mai sunt complete, poate de domnul. Sunt de plin de toate obiecte care domnul profesor Domnovski. Deci, găsește claritate, semnul de timp și semnul de timp. După care am recomandat această idee, considerăm că nu spun la cap. Paragraful semnului obiectivii este structurat semnul de timp care caracterizează obiectul interacțiunii și semnul de timp care caracterizează latul obiectivii interacțiunii. Și paragraful semnului obiectivii, da, trebuie să fie structurat pe semn, țineți minte, domnul doctorant, mă rog, semnul care caracterizează latul obiectivii și semnul care caracterizează obiectul interacțiunii.
în acest context de astăzi pare problemă. Totul în locul lor. Da, însă eu propun, ca tare doctorantul s-a produs o putere legală. Adică, acte în prășmeze definită cu componență de infracțiune, spune accent pe totalitatea semnului obiective și subiective. Adică, argumentul nu constituie legea până la urmă, însă sunt de plin de acord cu domnul profesor că capitolul 4 necesită un mic preambul, să spun, o mică introducere, în care autorul să facă o deschidere și să justifice această, spune așa, da, clasificare. Adică, e până la urmă, mențiunea că semnul obiectiv se referă la două elemente, dar obiectiv, e acele subiective, acele două elemente. Da. 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 Și ca să... Adică e o greșeală care poate fi. Ca să nu tacă și eu la această micro dezbatere, știință, zic, la această polemică știință, să spun că de acord cu domnul profesor Corocaru, vă referiată la argumentul adus de... Argumentul adus de domnul doctor, parcă are dreptate, dar vreau să-i spun domnul doctor, că este și altă normă, este și alt articol în partea generală, asta e vorba de articolul 5, și care vorbește expres de elementele populației. Articolul 5, dragul de cred că e cel. Așa că aici vă zic că știți tot. Este, era foarte corect cum a spus domnul Corocaru. Pentru că elementele rămân elemente. Să nu înseamnă că semnele acestea care scrie acolo substituie elemente. Pur și simplu, conținutul elementelor se analizează la punctul 4 sau cu 2. De acord, dar având în vedere că ele sunt componente ale elementelor. Da, foarte bine. Ah, bine. Dacă e ceva, că poate cineva vrea să... Domnul profesor Cucu. Dacă nu să vă spun dezbatere, poate aveți ceva completări la... Am avut de ce și am avut de spus în discuții cu doctoratul, am discutat, m-am expus în aviz. Acum, nu văd ocupa atenția din asta, gândită de acestea. Eu cred că... Aceste probleme care acum le ridică autorul, ele apar așa periodic, știi, care 10, 15, 20 de ani. Și dacă ne uităm discuțiile care au fost inițiate, domnul profesor Doapte poate să confirme, în 93-94, când discutam privire la revivirea articolului care a permite cumva să avem o bază normativă de a învăța prin organizare. Și atunci, noi, când eu mă și în Penalești, am venit cu diferite idei. Am publicat, am scris la Parlament, în cadrul Academiei de Politici. Problema a rămas așa cum a rămas. Astăzi vedem că nouă generație, oricum, vede, problema trebuie rezolvată. Dar pentru aceasta, se cere anume un cadru normativ aplicat, adecvat, dar nu definiții informații inaplicate. Și ceea ce s-a făcut, eu consider că este foarte, foarte bine. Mulțumesc, domnul profesor. Deci, dacă încă cineva membrii comisiei de doctorat, cam tot v-ați zis că au participat la dezbatere. Două președinte, dacă îmi permiți. Da, o să iau. Poftim, domnul profesor Soian, poftim. Domnule președinte, stimați membrii, hai consiliu și consiliu specializat, stimate domnule președinte, eu nu am citit teza, m-am uitat peste parcursul ei și vreau să lansez un singur singur raționament. Deci, eu aș încuraja atât lucrătorul de doctorat, cât și doctorandul, pretendentul, ca atunci când abordează acest subiect, să axeze pe analiza juridică penală și în viziunea mea, asta ar fi denumirea proiectului de teză. Pentru că ca instituție, și domnul Moris Doamnă o să-mi permită să nu, că ca instituție ea nu este portată. Eu vorbesc acum la
spune că n-am în general și după asta mergem în particular. După mine, mai degrabă, asta ar fi analiză juridică penală a acestei categorii de față. Eu, asta este o linie, nu insist asupra ei. Și vreau să felicit pe toți cu acest produs nou, intelectual, creat, lansat pe care o primit poliția. Domnul Soiablă, dacă îmi permiteți, deci fiind membru al Comisiei de Experți la ANACEC, ANACEC era împotrivă la analiza juridică penală. Vorbeam despre răspunderea care au, dumneavoastră le țineți. E un principiu și ori așa altă parte să existe. Domnul profesor, să ați spus că era o ciocă. Da. Noi și faci. Noi folosim metoda în titlul teze. Uităm în doctrina penală românească, la teze penale, teze în ce scurs doctorat, elaborate în materie penală în doctrina românească. Acolo se numește infracțiunea de viol, infracțiunea de omor. Dar nu se numește analiza juridică penală, fiindcă ajungi să cunoști infracțiunea aplicând metoda analizei juridică penală. Iată de ce noi am evitat această denumire și pe viitor tot o să o evităm. Deci noi avem un raționament și avem un argument în acest sens. Vă mulțumesc. Ei, vă mulțumesc. Deci dacă sunt și alte aspecte legate de tema noastră care dorește cineva să expună. Deci nu la acesta, și că e clar. Opiniile s-au împărțit și e și normal. Într-o polemică, știți, e și normal. Așa, dacă mai sunt și alte aspecte care ați dori să vă expun. În afară de ceea ce s-a spus până acum. Da, copii. Domnul președinte, onorați comisii, stimați oponenți, eu am să fiu foarte succint pentru că scopul scuze mijloace, într-adevăr, e temă de studie controversată. Vreau să vă rog să mă prezentați. Mie îmi spune Radu Țucanu, sunt unul din autori care a făcut aviz și sunt colegul domnului Cazacicov. Pe mulți îi cunosc și vreau să mă salut o dată. Vreau doar să spun atât că scopul scuze mijloacele, cunoscându-l pe Andrei, din altă postură, din altă perspectivă, fiind student în cadrul Institutului Național de Justiție, după asta fiind coleg în cadrul instanței judecată, ca ulterior fiind coleg de breaslă, exercitând și îmbrăcând mantia de judecător, am analizat foarte minucios această teză care mi s-a propus pentru a fi avizată. Este o teză destul de interesantă ca produs, ca concept, ca literatură de specialitate abordată de către domnul autor. Părerea mea că a făcut un lucru enorm, îmbinând atât practica,
cât și teoria propriu-zisă. Cu siguranță această teză va fi de un bun ajutor dânsului, fiind la o instanță limitrofă, la răscruciul de destin vorbesc greșe despre o instanță la granița cu Ucraina, fiind judecător în cadrul judecătoriei Iedineți cu sediul la Briceni, și cu siguranță această teză sau tematica dânsii va fi un obiect foarte oportun în, în sentințe care va fi dat de noi. Pentru că o astfel de abordare, atât de laconică, generală, pe marginea tezei, cred că o poate face doar Andrei, cunoscându-l din capacitățile sale. Într-adevăr, corect a spus și asta menționat că a mai făcut careva studii fizibilitate în partea chestiunii din engleză. Eu vreau să vă zic că stăpânește foarte bine și materie de insolvabilitate. Mai mult ca atât, mi-am permis cu dumneavoastră să facem o lucrare la o conferință internațională și pe acest capitol. Ceea ce a spus astăzi dumneavoastră în discuții și domnii colegii care sunt acum monitori și ne vizează, eu cred că pentru Andrei nu o să fie o problemă pentru viitor, chiar de ce nu să abordeze și scrie o altă teză sau o teză doctorat de doctorabilitate în acest sens, care i-ar deschide pentru viitor acele orizonturi și să dea posibilitate să aibă tărie de caracter sănătatea să o facă. Îl susțin într-un tutor, dar comisiei vă doresc să stați strâng, să ridicați corect o parte strâng din posibilitatea acordării acestui grad științific destul de important pentru societatea noastră. Mă bucur că, într-adevăr, deci această cercetare deci a trezit un viu interes în, în toată lumea, poftim, iată, bună seara tuturor și domnul președinte, ceva sunt foarte laconic. Deci, mă numesc Toachim, sunt judecător în cadrul Tribunalului Sediul Buican, este o judecătorie specializată în materie penală, sediul nostru, și dați-mi faptul că am dat un aviz, deci, la tezul dată, noi am studiat chiar și cu unii colegi de lucruri, am studiat tema votată de către colegul nostru. Spun colegul nostru pentru că Andrei este și judecător, l-am cunoscut și la Instanța de Justiție și în cadrul Academiei de Poliție. Din acest punct de vedere vreau să spun că mult material de în materie penală, deci este una de puțin de temnic, care chiar când din fiind susținută, anumite subiecte pe care generalul le-a votat inclusiv prin, prin articolele care le-a publicat și pentru dat, deci ele sunt pus în discuții cu practicieni. Și această teză, pe lângă valoarea științifică, teoretică care o are, ea să aibă și deja are o aplicabilitate de punct de vedere pentru a studia și anumite noțiuni chiar judecătorii care este studiind activăm în acest domeniu, cu acest component de infracțiuni, deci recursul la studiile colegului nostru. În acest punct de vedere, în această perspectivă, deci această teză, domnul, are o valoare suplimentară, pe punctul de vedere. Și, cum a spus și colegul Tucanu, este la îndemnul dumneavoastră, scriptiți, noi, ca colegi, și ne bucurăm foarte mult pentru colegul nostru, ca și judecătorul, a reușit acest lucru de candidat. Deci, dacă nu aveți nimic împotrivă, să încheiem dezbaterile, deci care s-au desfășurat, hai spunea, ca destul de energic, destul de cu implicarea multor din cei prezenți. Și acum doresc să trecem la următoarea etapă de apreciere în mijlocită din partea membrilor Comisiei Doctorate. Iată aici că fiecare membru, deci profesorul Vorba, deci a primit deci, un formular, a să-mi pun câteva în astăzi, deci. Au primit fiecare dintre noastre, ați primit noastre? Deci, stimați membri ai Comisiei Doctorat, onorată asistență, deci Comisia, din care membru al Comisiei, a evaluat de sine stătător, personal, teza de doctorat prezentată, susținută în public de către doctorandul Andrei Cazașcov, cu titlul Răspunderea penală pentru crearea sau conducerea unei organizații criminale, deci vă spuneam, au evaluat teza prin prisma celor 7 criterii prevăzute de regulamentul în vigoare.
Deci au fost calculate, vă zic, avându-se în vedere deci aprecierile membrilor comisiei doctorat, au fost evaluate fiecare criteriu. Deci teza este pe baza fiecărui criteriu separat. Deci după ce a fost stabilit calificativul general privind evaluarea tezei de doctorat. Calificativul general este de 3,46 secunde. Deci asta înseamnă aprecierea foarte bună a tezei de doctorat. Membrii comisiei, în continuare, au votat pentru propunerea de a acorda titlul de doctor în drept la specialitatea 554.01, drept penal și excepțional, penal, pentru teza susținută de către domnul Cădașcov Andrei. Ei s-au pronunțat prompt toți 5 membri ai comisiei și pentru atribuirea calificativului foarte bine, așa cum a fost stabilit prin aprecierile individuale a fiecărui membru, foarte bine, de asemenea, deci a fost sunat și calificativul, e foarte bine a fi atribuit pentru teza susținută. Așadar, deci teza a fost apreciată cu calificativul general, foarte bine, foarte bine, foarte bine și s-a votat unanim, adică 5 voturi pro din cele 5 voturi acordate de membrii Comisiei Doctorat, 5 voturi pro pentru propunere de acordare a titlului științific de doctor. Acum avem proiectul, aici avem proiectul de hotărâre al Comisiei de Doctorat, care de fapt oglindește acest eveniment. Și, adică, eu vă citesc doar partea rezolutivă. Așa. Deci, 1, punctul 1. De a propune acordarea titlului de doctor în drept domnului Andrei Cozacov și punctul 2, deci atribuirea de a atribui calificativul foarte bine pentru teza îndeplinită. Vă rog frumos, stimați membrii, domnul profesor, să aud bine? Deci votăm în mod deschis pentru aprobarea acestui hotărâri. Vă mulțumesc. Acum, ce urmează? Hotărârea Comisiei de Doctorat este adresată Senatului Academiei Ștefan cel Mare, care urmează să facă adresarea respectivă, conform competenței sale, către autoritatea competentă, care va confirma deci propunerea Senatului. Iată. Îmi permite să acord felicitări doctorandului pentru susținerea frumoasă publică a tezei elaborate, teze foarte bune, așa cum s-a spus comisia de doctorat, și să doresc succes. Atât în domeniul de cercetare, în primul rând, asta noi dorim, dar și în acel domeniu va să fie care dumneavoastră de exercitare, de activitate. Deci, aceasta spunând, îi ofer cuvântul doctorandului, deci un cuvânt de încheiere, ca așa-i să nu. Cuvânt de încheiere, doctorandului. Sunt foarte mândru de fiecare din membru al Comisiei de Doctorat, în care, într-adevăr, ați depus eforturi fenomenale. Și eu pe numele dumneavoastră m-am bazat atunci când am scris teza, deoarece fiecare din dumneavoastră a pus și un citat științific al articole în domeniul comunității organizației scris și am dezvăluit anumite lucrările și pe eforturile dumneavoastră din acest anterior. Vreau să mulțumesc mult celor care asistă la sală și instrumentele calde care au fost spuse. Și, în replică,
Să spun după proverb, dacă te ceai filosof, rămâneai. Mm-hmm. Trebuie după aceasta să mă limitez și să spun că dacă mulțumesc. Da. Vă mulțumim. Deci, ședința Comisiei de Doctorat se anunță închisă. Încă o dată, de acum puteți să vă găsiți de listastă. Domnul Sărăt.